Și articolul 115 și 117 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicate, cu modificările și completările ulterioare. Și dispoziția numărul 54 din 9 februarie 2018 a primarului orașului Dărmănești, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 16 februarie. Primul punct, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29 ianuarie. Cine este de acord? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Doamna președintă, trebuie să vă informez că domnul Mihai este în sală. Da. Avem un invitat la ședință, domnul Mila Gheorghe. Dacă doriți să participați la ședință, sunteți binevenit. Dacă nu, vă ascultăm. Sau la diverse, neagică. Nu-i mai bine la diverse, să... la diverse. Ai bine mai mult rămâi la toată ședința sau nu? Nu. Are rost să stai să vă încurc pe dumneavoastră. Nu, atunci nu. Ok, să aveți cuvânt. Am câteva puncte scurte. Mă interesează dacă s-a mai intervenit în problema bunurilor în localitatea noastră. În afară de faptul că s-a mărit prețul, s-a dus 9,70 lei. 9,97 lei, nu mai contează. Un preț care este foarte mare, depășind prețul Germaniei la gunoi, este una din probleme. A crescut prețul la gunoi, a crescut cu 10% taxele și impozitele, care sunt foarte mari. Sunt foarte mari, ținând cont că la foarte multă lume a scăzut salariile. Situația este cea pe care o vedeți sub noastră, nu prin grup. Sunt conștient că toată lumea este conștientă de ce situație trecem, care va fi, probabil, într-un viitor foarte scurt, mult mai grea. Pe mine mă interesează următorul lucru. Noi avem aici societatea Lipnu, care are o proprietate în raza localității noastre. Care sunt taxele și impozitele care plătesc? Și dacă s-a mărit taxele și impozitele la Lipnu? Asta a fost o proprietate a acestor cetățeni de pe vremea când erau răzeși și a venit boierul și a spus voi munciți la mine și plătiți taxele și impozitele numai în aur, în bani. Oamenii lucrau vara la stână, se duceau și iarna lucrau la mină să poată să-și plătească la mină, la Salina, să poată să-și plătească taxele. A venit boierul, din momentul ăla a dispărut răzeșii și a rămas boierul. Și a preluat tot de la Dărmăneștei. Deci așa au fost dezmoșteniți efectiv Dărmăneștei. Taxele de la rafinăria Dărmănești, pentru că noi plătim niște taxe mult prea mari pentru locuințele noastre personale, în raport cu ce plătește rafinăria Dărmănești, care probabil că, așa cum este acum proprietate rusească prin ce s-a întâmplat prin marile trădări de națiune care le-a făcut până nu recent și le fac și astăzi politicienii noștri, asta e situația. E o chestie pe mine că mă interesează care este prețul care plătește Lipnu, prețul care plătește la rafinăria Dărmănești. Dacă o să căutați, o să găsiți un document de pe vremea când s-a mutat satul Poianauzului. Iar satul Poianauzului, locuitorii efectivi ai satului Poianauzului, au avut dreptul la apă potabilă gratuită, nelimitată. La ora actuală plătesc și apa mai scump ca la Bacău. Ce aș vrea eu, a fost domnul Mila Fănică, care s-a ocupat la un moment dat de... a încercat să facă ceva referitor la limitele de proprietate a localității Dărmănești. În aceste limite a fost... Dacă vă uitați sau dacă nu aveți, eu am adus-o odată și nu mai este, o fotografie de la Castelul Belvedere din Viena, unde arată exact harta Imperiului Austro-Ungar. Iar harta Imperiului Austro-Ungar a venit din Ocloș la Vosok, a venit din Vosok la Preuraț acum, e o placardă pusă de ei, nu au nicio problemă. Și a venit mai la vale această limită,
la paie. Și acum spune domnule, noi vrem până în Pârâul Copărâi. Probabil că o să cantăm să pun la aici, că nu e nicio problemă. La salut. Are cine le da. Are cine să le dă. Nu e niciun fel de problemă. Așa. Ce aș vrea eu să știu, dacă terenul de sub baraj, terenul de sub Luciu Capă din baraj, este retrocedat sau nu. Deci dacă terenul, acel teren a fost proprietate a poenarilor, Știrbei, după terminarea celui de-al doilea război mondial, a dat prin donație terenul 800 de hectare pe teren, care a însemnat refacerea izlajelor de pășunat pe Groapa lui Bunguș, Stâna Veche, pe partea din Șipoțăr și Ariniș. Alea au fost date către poenari, pentru că poenarii nu au vrut să mai întoarcă înapoi. Statul a fost distrus complet și nu au vrut să mai întoarcă înapoi. Erau festivale la Plopu și la Poduri. Au revenit înapoi, prințesa a făcut biserica la Dărmănești, la Poiană și s-a refăcut acel sat în zonă. Acum înțeleg că terenul respectiv a fost trecut în proprietatea Știrbei, fără să ține cont de donație. Orice donație, dacă în timp de 60 de zile nu este revendicată, deci eu nu mai donez, conform legilor care au fost probabil sunt și astăzi, nu mai donez, se poate anula donația. Dar nici azi nu există, n-a existat și nu există un document din care să iasă că Știrbei s-au fi cerut proprietatea noastră. A rămas apoi în aer. Să ținem cont de un lucru. 20 de ani de zile nu s-au putut face, nu s-a putut face retrocedarea. Printr-un motiv foarte simplu. Nu existau acte oficiale și corecte. Prima dată s-au făcut, s-au fabricat actele și pe urmă s-a făcut retrocedarea. Retrocedarea a fost făcută prin complicitatea domnului Ion Țiria, Călin Popescu Tăricianu, fostul prefect Berca, Comisia de Fond Forestier, de Fond Funciar Dărmănești, cu primăria și cei care își făceau treabă la timpul respectiv. Când am fost consilier la primărie, am cerut insistent să mă ocup de agricultură. Mi s-a dat partea economică, aș vedea că asta îl rugam agricultură, să terminați, rupi de lucru. Și n-am reușit să rup. Așa a fost să fie. Deci, încă o dată, repet, terenul de sub baraj. Cine este proprietar, și probabil că este scris și în documente, este scris, taxele și impozitele. Taxele și impozitele care le plătește Lignu, probabil plătesc și ei acum, că eu, ca dărmăneștean, am plătit să duc buldozer până la Sălătru. Așa a fost situația. Și am plătit, am dat 450 de lei. Poți să vă răspund la întrebări? Da. Mai aveți și altele? Sau? Mai am foarte puțin. Deci 7 întrebări ați spus. Deci, mă refer la zonele limitrofe ale localității Dărmănești. Pentru că Valea Uzului este proprietate a Dărmăneștiului și trecută în proprietatea ungurilor care au fost pe statele de plată ale firmei Rosenberg, fosta fabrică de cherestea de la Valea Uzului. Deci acolo, cei care au fost pe statul de plată au luat, au fost făcuți proprietari, ei au pus un steag pe clădire unguri și a zis toată lumea cu ochii pe steag și ei pe desubt și-au făcut regulă. Au lucrat pas cu pas, adevărat, pas cu pas. Mă interesează Dumbrava, care nu, toată lumea a spus că nu se poate vinde Dumbrava pentru că nu există acte. Am fost... Cum? S-a vândut. S-a vândut, domnule. Și s-a vândut cine a aprobat vândarea. Ea nu trebuia aprobată de există. Ocolul Dărmănești. Nu Ocolul Dărmănești. Nu Ocolul Dărmănești. Haideți să vă răspund la dumneavoastră. O secundă, domnule primar. O secundă și am și terminat. Da. Deci este vorba de Dumbrava, care actualmente spuneți că s-a vândut, este foarte bine. Dumbrava, nu a existat acte pentru Dumbrava ca proprietate,
Iar pentru Dumbrava și Tasel există acte că a fost pierdută la Cărță. Și a apărut cu totul alt proprietar, dar tot în numele de un Brătianu forfetat, așa. Nu Brătianu. Basarab. Nu Brătianu. Basarab. Dar are un C în loc de E, are nu știu ce. Nu mai contează. Deci, domnul primar, da, dați-mi voie să vă spun, eu am înțeles, da. Nouă probleme mi-am luat aici ce ați, mai tăiesc, domnul, ce ați spus dumneavoastră acolo. Primul lucru, mi-a spus prețul gunoiului. Prețul gunoiului este de 9,97 lei. Este un preț unic la toate orașele din membre în Adis Bacău. Noi am avut anul trecut aprobat de Consiliul Local un preț mai mic și ca drept dovadă, pentru că nu ne-am aliniat la prețul cerut de cei de la Adis, știți că am avut gunoiul suspendat în luna noiembrie, decembrie și o parte din ianuarie 2018. Ca atare, pentru că suntem membri în acest Adis încă de, și am semnat contract cu cei care erau la primărie din 2015, nu avem cum să ne, să aprobăm alt preț decât cel care a fost aprobat atunci în 2015 și care are o evoluție a prețului până în 2032. Orice primărie care nu este de acord cu treaba asta este exclusă din asociație și ca atare rămâne cu gunoiul la pat. În momentul în care discutăm, am primit o adresă de la Adis, pentru că Comăneștiul nu a fost de acord cu prețul, este pe ordinea de zi din 20 februarie propus să fie exclus Comăneștiul din această asociație. Deci prețul este unic la toate orașele din județul Bacău, prețul este de 9,97 lei de persoană și pe lună. La punctul 2, a spus că taxele sunt foarte mari la Dărmănești. Vreau să vă spun că în ședința din luna ianuarie, o parte din taxele de la Dărmănești au fost majorate cu 10%. Doar o parte, nu toate. Ce înseamnă 10%? 3,2% a fost inflația per total și diferența de 6,8% este majorare. În 2015 taxele n-au mai fost majorate la Dărmănești. Ultima majorare a fost făcută în 2015, da? Iar acum, repet, o parte din aceste taxe au crescut per total inflație plus majorare cu 10%. Raportat la localitățile din jurul nostru, Dărmăneștiul este cu cele mai mici taxe. În sensul că este, la oraș, mă refer, este sub Comănești, este sub Moinești, este sub Târgu Ocna și sub Zlănic. Deci toate orașele din jurul nostru au taxe mai mari decât Dărmănești. Referitor la această majorare. Noi, repet, am crescut cu 10%, iar ceilalți au crescut cu 15% și așa mai departe. Plus că au avut majoră și în 2016 și în 2017. La punctul 3. Mi-ați cerut dacă lignul plătește taxe și impozite. Vreau să vă spun că toate societățile comerciale și toate persoanele fizice de pe raza orașului Dărmănești sunt supuse hotărârii de Consiliu privind taxele și impozite. Și lignul plătește exact la fel ca orice altă societate din Dărmănești. N-are alt tratament. Din cunoștințele mele, la nivelul 31 decembrie 2017, lignul a achitat integral toate taxele și toate impozitele. Da? Acum, ca să fiu foarte exact, că nu știu sume din cap, vă rog să faceți o adresă scrisă și în baza lui 544, legii 544, veți primi scris cât plătește efectiv impozitul. Știu că e de ordinul sutelor, zecilor de mii de lei. Nu știu exact să vă spun cât. La punctul 4, rafineria Dărmănești, dacă plătește taxe și impozite. Vreau să vă spun că situația juridică a rafineriei Dărmănești, la acest moment, este cea prevăzută de lege, faliment, și toate bunurile sunt la insolvență. La momentul ăsta noi avem de recuperat din anii anteriori în medie 540.000 de lei, deci maxim 600.000 de lei, lucruri pe care, sau bani pe care nu i-a mai încasat datorită faptului că a ajuns în starea de faliment. Și legea prevede foarte clar că în situațiile astea nu se mai pot, taxele, impozitele se opresc, da, nu mai pot, și ne-am înscris la masa credală. Vânzarea din o parte din bunurile pe care le are rafineria va veni să completeze aceste sume. Deci la acest moment rafineria nu plătește, sau cine e proprietar acolo, pentru că este în insolvență și așteptăm vânzarea bunurilor și din vânzările respective lichidatorul ne va trimite o parte din bani pentru acoperirea acelor sume.
La punctul 5, a spus că apa este mai scumpă ca la Bacău. Fac precizarea, aș vrea să știți foarte bine, că Dărmăneștiul face parte din Asociația ADIM și Asociația ADIM și CRAB-ul, da? Compania Română de Apă Bacău, are preț unic pentru apă în tot județul Bacău. Deci nu are cum apa de la Dărmănești să fie mai scumpă decât aia de la Bacău sau aia de la Onești. Toate unitățile administrativ-teritoriale care sunt alimentate cu apă de la Compania Română au același tarif. Deci prețul de la Dărmănești este la fel cu prețul de la Bacău sau de unde vreți dumneavoastră. La punctul 6 m-ați întrebat de limitele de proprietate și legat de zonele limitrofe cu trimitere directă la Valea Uzului. Vreau să vă spun că la acest moment limitele administrativ-teritoriale ale orașului Dărmănești sunt reglementate prin legea din 1968, acel Consiliu de Ministri, care a împărțit teritorial fiecare localitate. Nu există nicio modificare de la acel Consiliu de Ministri din 1968 până acum. Mai mult decât atât, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău ne-a trimis o adresă, pentru că și eu am auzit fel de fel de zvonuri, de povești, că e granița nu știu unde, o adresă din care rezultă foarte clar că actuala graniță între județul Bacău și județul Harghita respectă întru totul ce s-a prevăzut în 1968 prin acel Consiliu de Miniștri. Și avem reactualizată baza de date care spune foarte clar unde este granița actuală, adică unde a fost prevăzută în 1968. Mai mult decât atât, noi la momentul la care discutăm, suntem cu planul urbanistic general în reactualizare și sperăm ca, sau avem termen până la sfârșitul anului 2018, să reactualizăm acest punct. Pugul vine să consfințească încă o dată în plus granițele clare dintre localități. Noi avem aici o, să zic așa, o problemă, pentru că limita între Dărmănești și județul Harghita este limită și între județul Bacău și județul Harghita. Și aceste limite nu pot fi modificate cum vrea unii sau cum vor. Deci, la momentul ăsta sunt cele din 1968. Deci, eu vă spun date concrete, nu ce am auzit. Date concrete sunt datele din 1968. La punctul 7 ați cerut dumneavoastră terenul de sub baraj dacă este retrocedat. Deci, Comisia Locală de Fond Funciar este organismul care pune la dispoziție terenul pentru retrocedat. Legea spune foarte clar că o persoană care a fost nedreptățită în decursul anilor poate solicita, lăsați-mă să vă spun, poate solicita, deci eu am notat aici terenul de sub baraj, dacă este retrocedat. Dacă este retrocedat către fostul proprietar, acum vă răspund. Atenție, acum vă răspund. Nu eu ca persoană. Dați-mi voie să vă răspund. Dați-mi voie să vă răspund. Deci vă spun mecanismul să înțelegi. Deci Comisia Locală, când propune un teren spre retrocedare, acel teren trebuie să deplinească niște condiții. Nu putea Comisia Locală să spună că e de acord cu retrocedarea terenului de sub apă, pentru că acel teren era ocupat de apă. Acel teren este proprietar statul român prin apele române, da? Și nu e clar subiect de retrocedare. Cine v-a spus sau de unde ați auzit, clar a fost o dezinformare. Deci, sub nicio formă, acest teren n-a fost retrocedat nimănui, nici lui Șpilbei, nici lui Basara. Și nici măcar n-a fost cerut, pentru că cu siguranță se respingea lucrul ăsta. Deci, terenul de sub baraj este proprietar statul român prin apele române. Un alt punct, mi-am notat aici, Valea Uzului dată în proprietate. Da. Deci, vreau să se înțeleagă foarte clar că atunci când s-a făcut retrocedări în Dărmănești și Comisia Locală de Fond Funciar de la acea vreme, mă refer la anii 2005, a retrocedat câteva mii de hectare de pădure și nu știu câte sute de hectare de pășune, a retrocedat composesoratului și știți foarte bine Ocroș și composesoratului Sânt Martin pe raza administrativ-teritorială a Dărmăneștiului niște suprafețe de pădure și niște suprafețe de pășune. La acest moment sunt proprietari composesoratele Ocroș și composesoratele Sânt Martin, dar pe raza județului Bacău, pe raza orașului Dărmănești. Deci nu s-a modificat granița. Da, ei au fost retrocedate aceste terenuri de Comisia Locală, Comisia Județeană, da, ei sunt proprietari, dar pe raza administrativ-teritorială a județului Bacău nu s-a modificat granița. Dacă ăla a primit terenul, s-a mutat granița din. Nu, nici
Și la ultimul punct, m-ați întrebat de Dumbrava. Retrocedat. Dumbrava, așa cum o știm noi și cum o știți dumneavoastră, are suprafață de 139 de hectare. Este vorba de pădurea limitrofă proprietății Știrbei, fostei proprietăți Știrbei, castelului Știrbei. Și a fost retrocedată urmașilor familiei Știrbei, castelului, nepoților fostului proprietar, iar la scurt timp, după ce 2005, cred că prin 2007, a fost retrocedată și suprafața de 139 de hectare de pădure, vorbim de livadă. La acest moment, proprietar este o altă persoană care a cumpărat de la foștii proprietari. Deci, mă întorc din nou și vă răspund că această Dumbrava, această pădure, este retrocedată. Proprietar este o persoană fizică care, la momentul la care discutăm, își plătește impozite, taxe, ce are el pe proprietatea respectivă. Cred că a fost suficient de clar. Dacă sunt nelămuriri, vă rog să-mi faceți scris o hârtie scrisă, da? Și eu o să vă dau în baza, dar vă rog să invocați acolo legea 544, că altfel nu vă pot da date despre nu, domnul primar, legea 544. Eu am să vă aduc, ca să fie mai simplu, am să vă aduc documente care s-au falsificat. Sunt cele mai bune. Eu vă spun care este situația acum. Eu nu zic că aveți sau n-aveți dreptate. Situația moșiei Ghita, dacă s-a luptat puțin pentru ea, a căzut. Așa e, se întâmplă și aici. Dărmăneștenii au avut teren de aici, din gura Costei, și până la Crăculeni. Eu vă înțeleg și n-a vă primit nimic. Știți ce era foarte bine? Unii au primit. În 2005, când s-a făcut această retrocedare, era foarte bine, dacă mă spuneați prezent, și comisia locală de la vremea respectivă înțelegea că n-au dreptat. Mi-e pare rău. Deci eu vă spun niște lucruri care sunt constatate. Asta s-a întâmplat. Eram consilier, n-am avut voie. Știm cine se mulțumesc. Haide să intrăm pe ședință. Domnul primar, dacă permiteți, ai la diverse, s-a, da. S-a pomenit pe nul, dar era legat de ceea ce... Că ne lungim cu situația asta și nu mai... S-a pomenit de granițele orașului Căsănești. Da. Eu m-am descărcat, fără să știu că va ajunge și mă va ajuta, pe telefonul meu mobil, un program care se numește Flying Radar. Cine l-a făcut, dar totul este scris. Nu știu dacă e oficial, nu știu dacă... O să mă... Eu o să mă uitmet, o să mă duc cum să vedeți. Să vedeți unde este harta județului Bacău. Nu este nici Rața, nici altă parte. Eu nu știu, eu nu știu programul ce reprezintă și cine l-a făcut. O să-l vedeți ideea. Mărim România. Ne ducem la Rața, Bacău. Și o să vedeți granița la Ocloș. La Ocloș, preobiect. Exact. Înseamnă că ăsta este actualizat. Înseamnă că este actualizat. Nu, dar spus mai astea că v-a venit că, vezi, doamne, s-au respectat granițele de 1968. Deci, după... ce a fost stabilit de Consiliul de Miniștri din 1968 coincide cu situația de la Oficiul de Cadastru de la Bacău, la momentul ăsta. Uitați că eu așa să măresc. Oficiul de Cadastru este pe pârâu. Deci Valea Uzului este la noi. Deci ce aveți dumneavoastră aici? Așa. Da? Este pe pârâu. Și uitați, mergem mai departe. Da. Mergem mai departe. Imediat intrăm în Agarse. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2018. S-a discutat pe comisie, cuvântul doamna contabilă. Prin adresele numărul 2018, în 10 aprilie 2018, n-am fost de la și cote de calcate din și încercăm să facem ceva pentru drănănești, că e la o limită de sărăcie ca în. Eu nu mă refer cu cât la atât. Am 50 de milioane, plătesc taxa acasă și nu știu de ce. 20 de milioane m-am pe deasupra niște amenzi la poliție. Și
Mai dau vreo 300 de la pensie. Sunt nebacate din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate 2.967,50 lei, astfel. Pentru finanțarea cheltuielor materiale cu învățământ, 836.000 lei. Pentru finanțarea drepturilor asistenților personale ai persoanelor cu handicap, 1.962.000 lei. Finanțarea ajutorului pentru încălzirea cu lemne, 91.000 de lei. Finanțarea cheltuielor de personal pentru evidența persoanei, 3.000 lei. Plata drepturilor copiilor cu gerințe educaționale speciale, 3.000 lei. Mai departe, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 11.0206, 4.723.000 lei. Sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, 848.000 lei. Cote defalcate din impozitul pe venit, 1.312.000 lei. Din adresa 3093 din 16.02.2018 de la Consiliul Județean ne-a fost repartizată suma de 250.000 lei din cote defalcate de, din TVA pentru echilibrarea bugetului local. Astfel, veniturile totale ale bugetului local sunt în sumă de 18.456,20 lei. Din care 6.851,70 lei venituri proprii. Cote defalcate din impozitul pe venit 1.312, sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 948.000 lei, impozite și taxe pe proprietate 2.158.000 lei, sume defalcate din TVA, citesc doar sub totalul, 7.840,50 lei, astfel 2.967,50. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și 4.873.000 lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea activității 516,40 lei, alte impozite și taxe locale 58,80 lei, venituri din proprietate 290 mii lei, venituri vânzări și bunuri și servicii 1.554 mii lei, subvenții 90 mii lei și sume din Fondul European de Dezvoltare pentru proiecte 3.674 mii lei. Ca pe partea de cheltuieli, totalul este de 20.290,20 lei. Astfel, la capitolul 5102, 2.940,35, capitolul 5402, alte servicii publice, 412,60 lei, capitolul 5502, dobânzi, 16 mii lei, capitolul 5602, transferul cu caracter general între diferite nivele ale administrației, 364 mii lei, capitolul 6102, ordine publică și siguranță națională, 459,90 mii lei, capitolul 6502, învățământ, 1159,60 mii lei, capitolul 6602, sănătate, 387,30 mii lei, capitolul 6702, cultură, religie și recreere, 1424,95 mii lei, capitolul 6802, asistență și asigurări sociale, 2477 mii lei, capitolul 7002, locuințe, servicii și dezvoltare publică, 5.583,80 mii lei, capitolul 7402, protecția mediului, 1.648,20 mii lei, capitolul 8002, acțiuni generale economice, comerciale și de muncă, acțiuni, 75 mii lei, capitolul 8402, transportul, 3.341,50 mii lei. Astfel rezultă un deficit de 1.834 mii lei, deficit care va fi acoperit din excedentul anilor precedenți, astfel
pentru 590.000 lei pentru obiectivul extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată plus stație de epurare, 206.000 lei pentru obiectivul amenajare centru civic 2, 19,50 lei pentru obiectivul amenajarea peisagistică a liceului Dărmănești, 22.000 lei pentru obiectivul amenajare parc zone verzi cartier Lapoș, 125.000 lei pentru obiectivul asigurarea unui spațiu ultim de învățământ la școala gimnazială numărul 1 Rom din cartierul Brătulești, 800.000 lei pentru obiectivul achiziție case de cultură, 50.000 lei pentru obiectivul achiziție teren fost amplasament CPU rafinărie pentru varianta ocolitoare, 21,50 lei pentru obiectivul extindere rețea de iluminat public în cartierul Păgubeni. Din proprietate 257,20 lei, venituri din vânzări de bunuri și servicii 402.000 lei. La partea de cheltuială, totalul este de 909,20 lei, astfel, învățământ 86.000 lei, locuințe, servicii și dezvoltare publică, respectiv piață 475,10 lei, capitolul 8310, agricultură, silvicultură și vânătoare 348,10 mii lei. Astfel rezultă un excedent de 250 lei, la fel excedent ce va fi acoperit din excedentul anilor precedent, pentru din deficit, pardon, care va fi acoperit din excedentul anilor precedent, pentru obiectivul amenajare târg săptămânal. Mulțumesc, doamna contabilă, are cuvântul domnul primar. Înainte de a intra pe dezbatere, aș vrea să fac câteva precizări și pe lucrul ăsta, pentru că sunt inițiatorul proiectului de buget și am gândit împreună cu doamna contabilă șef un buget care este axat pe investiții. Vreau să vă spun că din banii pe care noi îi colectăm la bugetul local, 45% sunt direcționați spre investiții. Și aș vrea să faceți o comparație cu ce se întâmpla înainte și mai exact, la preluarea mandatului, peste 80% din banii care se strângeau la bugetul local erau cheltuiți pe partea de funcționari și doar 10-15% erau investiții. Deci la acest moment am încercat să ne axăm în special pe partea de investiții și așa cum spuneam, 45% din banii pe care îi colectăm sunt axați pe proiecte, pe investiții. Ați văzut că vorbea doamna contabil șef de excedent. Anul trecut am făcut economii și la sursa A și la sursa E și am strâns niște bănuți în cont, nu i-am cheltuit ineficient, în așa fel încât anul acesta să putem să investim în prioritățile pe care dărmăneștenii le au. Anul trecut, sau mai bine zis, tot de la preluarea mandatului și până acum, am reușit din surse proprii și din fonduri din PNDL să asfaltăm peste 5 km de drum, de străzi. Străzile sunt principala prioritate și principala problemă pe care au ridicat-o dărmăneștenii. Acest buget pe care îl propun astăzi vine și vă propune ca până la sfârșitul anului să reabilităm aproape încă 5 km de străzi. În mare parte, unele dintre ele au fost asfaltate și distruse în urma lucrărilor de canalizare și aici fac referire la strada Orizontului și continuăm cu strada Brătulești până la monumentul Crucea din zona Bisericii Brătulești. Vorbim de strada Chimiei, continuare în zona Cadar, strada Stadionului, strada Căprioarei, care propunem anul ăsta să fie reabilitate. Și reabilitarea înseamnă că va fi turnat asfalt pe aceste străzi. Vorbim de investiții și asfaltări noi și am propus un kilometru de drum în cartierul Voiștea. Și am mai propus un kilometru de drum în cartierul Plocu și acolo n-au fost niciodată acele tronsoane pe care le propunem asfaltate și lucrările vor fi mai mari. Sigur că nu este singura prioritate pentru dărmăneșteni străzile, da? Deci străzile nu sunt singura prioritate.
avem nevoie și de cultură și de alte investiții pe care să le facem. Am avut luna ianuarie o întâlnire cu tinerii de la liceu din Bermănești și în cor au cerut, au nevoie de o casă de cultură, au nevoie de un loc în care ei să se întâlnească, să poată să socializeze și să beneficieze de avantajele vârstei. De aceea avem în buget o propunere pentru achiziționarea casei de cultură de la Bermănești, clubul, fostul club Rafinărie. Sigur că acolo trebuie, dacă se va hotărâ să-l cumpărăm, trebuie făcute și niște lucrări de reabilitare de investiții. Tot pentru tânăra generație și pentru sprijinirea culturii, sportului și așa mai departe, în luna decembrie știți că am achiziționat baza sportivă, fostul teren de sport de la Bermănești și anul acesta venim cu niște lucrări de investiții acolo. Sunt proiecte care vin să rezolve și partea medicală și am propus aici reabilitarea unor spații care vor avea destinație clară pentru cabinetele medicale. Vorbim de mediu, de sănătatea cetățenilor și vedeți că avem un proiect care vine să cumva să scoată traficul greu de pe strada energiei, pentru că mulți cetățeni de pe strada energiei ne-au dat la cunoștință disconfortul creat de acele camioane de mare tonaj care circulă chiar la ore destul de târzii din noapte. Praful, zgomotul, distrug strada, distrug construcțiile și ne-am propus să facem așa, acea șosea ocolitoare, șosea de centură și pentru asta avem un proiect de buget achiziționarea fostului amplasament al căii ferate și intenția noastră este ca să scoatem traficul greu din zona Sălătuc, toți cei care vin cu lemn de la pădure din zona Sălătuc, să-l dirijăm spre drumul național. Avem pentru școli proiecte de investiții, pentru că sănătatea școală este prioritară și ați văzut că am alocat niște resurse pentru a moderniza cu cât putem noi din bugetul local partea de învățământ. Ne-am îndreptat și spre târgul de animale și oborul pe care îl avem noi în centru și am alocat niște resurse pentru a reuși să modernizăm. Pentru că știți că în fiecare săptămână, joia, se întâlnesc aici mare parte din cetățenii Bermăneștiului să cumpere, să vândă și vom moderniza și partea asta. Nu am uitat proiectele pe care le avem în derulare și sunt în diverse faze, fie cu fonduri europene, fie cu fonduri naționale și am asigurat cofinanțarea și veți vedea un prim proiect care sper anul ăsta să înceapă, este reabilitarea blocurilor din Bermănești. Am obținut, sau mai bine zis, am semnat contractul de finanțare și acum suntem, am semnat și contractul pentru proiectare și suntem în fază de proiectare. Am ținut cont de prioritățile, să zic, de grad zero pe care le au cetățenii și am încercat să investim în fiecare dintre ei. Repet, 45% din bani sunt duși pe investiții. Eu nu e o laudă, dar aș vrea să vă interesați la celelalte primării din zona noastră sau din județul Bacău și m-aș bucura să văd că sunt și alte primării care alocă 45% din bugetul pe care l-au pentru investiții. Pentru că știu că sunt foarte mulți care nu sunt în stare să asigure salariile la angajați și au probleme cu salariile și nici de cum nu au bani de investiții. Da, mulțumesc la momentul respectiv. Dacă aveți probleme, o să vă răspund. Mă doriți să mai ia cuvântul? Domnule primar, nu vom postul Casa de Cultură. Cred că toată lumea știm că este sub orice critic acum la interior. Din ce se zvonește, propunere. Înainte să facem cel mai mic pas spre această casă de cultură sau club, să facem o comisie de evaluare, să vedem un pic în ce stadiu arată. Să nu fie o clădire pe care o cumpărăm și vreau o demola. Există posibilitatea să fie deteriorată la centură, da. Fiindcă stă de foarte mult timp din ce știu eu, apă în interiorul. Deci băile care erau la subsol, am înțeles că spine cu apă și să nu fie structura de rezistență. Am să vă răspund. Nu m-am plicat să vă răspund la asta punctual ca să nu
achiziționarea unui bun de genul ăsta parcurge niște etape. Până a ne hotărî noi să cumpărăm acest bun, proprietarul trebuie să ne pună la dispoziție o expertiză tehnică. Deci noi cerem proprietarului să vină cu o expertiză și tehnică. Probabil și din acea expertiză și facem o vizită, facem o comisie, dar cea mai în măsură este acea expertiză tehnică care e făcută de către specialiști și vine și ne spune foarte clar, domnule, e sau nu e, are sau nu are probleme. Cu siguranță va fi acea expertiză. Da? Deci, dincolo de expertiza respectivă, voi cere informații și de la ISU Bacău, pentru că s-a modificat legea vis-a-vis de acele clădiri care au destinație adunări mai mari și s-ar putea ca din punct de vedere tehnic să fie bună clădirea, dar să nu mai corespundă din punct de vedere al ISU. Și avem niște probleme. Deci, cu siguranță, vom lua toate măsurile și ne vom informa foarte clar dacă aceste clădiri sau această clădire poate fi reabilitată, dacă la momentul ăsta mai e tehnic în stare de reabilitare. Deci, cu siguranță, nu vom aloca niciun ban până nu avem toate datele. Și acea comisie care a spus, da, domnule, mergeți acolo, vedeți, dar v-am spus, cel mai important este o expertiză. Da, mulțumesc, Mai departe, strada Orizontul este foarte afectată și aveți dreptate, am trecut pe acolo după canalizarea. Din câte ne amintim, în contractul de canalizare, acea firmă care a făcut canalizarea, trebuia să dea drumul la stadiul la care l-am găsit. Rasa a reservat să exonereze pe noi de cheltuiala repararii drumului și să putem folosi acești bani în altă zona drumului. Ori la noi, în Dărmănești, cea mai folosită șosea este Națională, care Dărmănești, Comănești, nu știu așa, după care este energie. De la biserica de piatră în sus, nu s-a mai intervenit decât cu niște petice pe zona rafinăriei și fiecare primăvară este un mare dezastru. Din punctul meu de vedere, toate străzile din localitatea Dărmănești ar trebui asfaltate, reparate, întreținute, inclusiv Poiana, unde nu avem niciun proiect la momentul ăsta, pe anul ăsta, dar cred că cel mai afectat drum și care ar trebui imperios intervenit la el este energie pe zona rafinerie. Aici trec foarte multe camioane, dacă avem turiști în Dărmănești, toți pe zona aia trec spre coada lacului, plus localnicii. Deci, după calea Trotușului, energie este cea mai folosită șosea. Dați-mi voi să vă răspund. Legat de, foarte bine ascultat dumneavoastră, de obligațiile pe care le avea firma de care a făcut lucrările de canalizare. Proasta implicare sau neimplicare conducerii primăriei Dărmănești de la momentul respectiv când s-a făcut canalizarea a dus și nesupravegherea lucrărilor a dus la lucrări de 2 lei. Acum, acea firmă care a făcut lucrările este în insolvență. Deci au fost trei firme, domnul primar, care numai una este din frontieră. Dar aia nu înseamnă că... Ce este foarte grav este că, la momentul în care eu m-am uitat pe niște recepții, primăria confirmă, la momentul respectiv, că lucrările au fost făcute corespunzător. Strada arată cum arată. Lucrările nu sunt făcute ca lumea. Ei au venit și ne-au spus... Dar nu s-a făcut recepția lucrările. Deci avem ocazia să-i tragem la răspundere. Eu vă spun, recepția finală nu este făcută, dar avem varianta să nu investim și să rămânem cu străzile așa cum arată ele, pentru că bani nu vor mai veni. Deci ei nu vor mai veni cu bani să repare acele străzi. Mai mult decât atât, ei la momentul ăsta nu vor să repare problemele din subsol, care sunt și am făcut presiuni foarte mari, că sunt zone în care acea canalizare nu e corectă, nu curge... Exact, asta am vrut să mai punctez eu. Sunteți siguri că după ce turnăm în strat de asfalt acolo, nu vor interveni iar să spargă șoseaua, fiindcă nu va funcționa canalizarea? Deci, înainte de a face lucrările de reabilitare a străzii, da? Vom face un control de la un capăt la altul străzii cu un sistem de la care intră în conducta respectivă să vedem dacă mai sunt sau nu sunt probleme. La momentul la care discutăm, cei de la compania de apă și constructorul mi-au spus, doamne, pe respectivul tronson nu mai interveni. Deci la momentul ăsta, lucrările din punctul de vedere sunt... Păi am văzut că ați prins în buget 590 de milioane, ce îi mai dăm firme. Acolo vorbim de altceva. De canalizare vorbim de apă. Acum, legat de
Deci legat de partea a doua ce a spus dumneavoastră de strada energiei. Vreau să vă spun că strada energiei face parte din DG123. Deci tronsonul de la... De la bază și până la limita de județ vorbim de DG123. Consiliul Județean a lansat un proiect mai mare de reabilitare a drumului ăsta prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Și știți că un tronson din acest drum anul ăsta este licitat și va începe asfaltarea. De la motel și până la coada lacului. În perioada următoare, din informațiile pe care am la Consiliul Județean, da, vor extinde, anul viitor, cred că vor extinde partea asta de asfaltare. Acum, în studiul de fezabilitate, dacă v-ați uitat, este prins reabilitarea DG123 de la bază și până la limita de județ. Avem două variante. Să ne ducem noi cu puținii bani care avem și să asfaltăm DG123 cât e teraza noastră, sau să ne ducem cu banii ăștia puțin să ne facem problemele pe care le avem în celelalte cartiere, așteptând ca DG123 să fie reabilitat cu banii de la PNDL, de la Consiliul Județean, așa cum este prins în studiu de fezabilitate. De aia noi nu ne-am dus acum pe DG123, pentru că, uitați-vă, studiul de fezabilitate și spune acolo kilometru, nu știu cât, de la bază, intersecție cu drumul național și până la limita de județ. Da. E o primă etapă acum, au mers cu asfaltare de la Mătel și până la... Între 90 și ceva se fac proiecte și studii pe acest drum. Acum 2 ani înainte, în campanie, discutam că s-a aprobat. Așa am primit noi informații de la... Deci este și finanțare. S-a semnat contractul de finanțare și... Că s-a aprobat de la limita, de la 12 ani, așa, până la limita cu județul Arghita. Și că imediat se va începe, urmă s-a aprobat 6,3 km de drum din aia, 20 și nu știu câți de kilometri, care să sperăm că măcar ăștia se vor face. Ideea este... De când se tot promite și se tot va din urmă. Nu credeți că noi vom suferi continuare și mașinile care trec acolo. Vă dau și dumneavoastră dreptate, dau și Consiliul Județean. Sunt proiecte multianuale. Ei vin și fac un studiu de fezabilitate odată pentru tronsonul de drum de la bază și până la limita de județ și care au valabilitate de un Deci studiul ăla de fezabilitate anul ăsta se finanțează prima bucată, da? Deci 6, ceva kilometri. Acum, repet, putem să ne ducem noi din banii puțini care avem și să asfaltăm strada energie și lăsăm celelalte cartiere sau ne ducem spre celelalte cartiere și eu cred că este mai sănătos să facem lucrul ăsta. Pentru că acolo, după această canalizare, nu se poate circula, sau ați văzut cât e de rău. Și sperăm că, într-o etapă următoare, Consiliul Județean cu sursa de finanțare de la PNDL sau de unde au ei, să vină să... Deci, la Consiliul Județean sunt mai multe tronsoane de drum anul ăsta, de drum județean, pe care ei le-au prins la finanțare. Adică se mișcă ceva. Până la biserică, la... Este o hotărâre de guvern care spune așa, și noi am primit... Nu va asfalta niciodată. De aici până la biserică, la Sfântul. Eu mai avut discuții cu ei. Dați-mi voie să vă spun ca să vedeți despre ce e vorba. Există o hotărâre de guvern care spune așa. Foarte multe drumuri au fost date în decursul anilor în administrarea primăriilor. Drumuri județene sau... eu știu, de altă categorie, dar care nu țineau de drumurile comunale. Acele primării n-au avut capacitatea să le întrețină. Și acele drumuri județene au ajuns praf, cum este și cazul energiei. Prin această hotărâre de guvern s-a cerut primăriilor, care nu au capacitatea să gestioneze, să asfalteze, să modernizeze aceste străzi, să le transmitem adresa către Ministerul Dezvoltării și să spună, doamne, noi nu avem capacitatea să asfaltăm drumul ăsta de aici până aici. Urmând ca ei să intervină cu resurse de la nivel județean sau prin... Și mai am transmis chestia asta? Da, sigur că da. Adică, credeți-mă că știu ce vorbesc și nu avem capacitatea să... De exemplu, Moineștiul, drumul șoseaua de centură, da? Șoseaua de centură este în administrarea Moineștiului, dar au făcut și ei solicitare și au spus, nu am capacitatea eu, din bani puțin pe care am, să o asfaltez, să o întrețin la nivel de standard județean. Șoseaua de centură, da. Este în administrarea Consiliului
local muncii. Și integrată Măineștiului? Da, 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 da. Ei asfaltează? Ei... Nu, nu, ei au transmis adresă pentru că ce se întâmplă? Există un standard care spune, dom'le, dacă e drum județean, ăsta trebuie să arate într-un fel. Și acest standard nu mai este respectat, pentru că drumul s-a stricat. Aceeași situație la mie, domnul primar. La DN12 nu trece din Pomănești. Trece prin centru. Păi trece prin centru. Prin centru, da. Păi și el, bucățica lui, nu știu, nu știu asfaltat-o, ăștia și-au făcut treaba ei. Bun, deci mă întorc la ideea că ar fi bine că acest drum județean, deja 123, să fie făcut, reabilitat, sunt absolut de acord, reabilitat cu alte propunerea resurse. Mea, da. Mă întorc ar fi ceea ce a zis domnul consilier. Să-l reabilităm la metodele noastre vechi, care țin câteva luni. Dar acolo nu mai merge cu un sac de așa. Adică sunt zone unde trebuie turnat. Dom'le, turnăm niște asfalt, cald, nu știu, vedem niște porțiuni din ăla, trebuie rașa. Mă refer chiar în zona... Rafinerie e foarte... Rafinerie e foarte... Da. Poftiți, doamna Mitru? Da, am dat ceva, domnul primar, că v-ați programat acolo anumite străzi din Drăgănești, foarte bine ați făcut. Foarte multe zone din Drăgănești sunt afectate din punct de vedere al drumurilor. Și mă bucur pentru strada Orizontului, pentru kilometrul din Globul și așa mai departe. Nu, Orizontul se numește aia. Orizontul și Barului. Și da, și bucur pentru toate. Da, este foarte bine. Dar strada Bulciumului, anul trecut, ne-ați aplicat un tratament luminos, dacă mă exprim bine. Întrebarea mea este următoarea. Am presia că în octombrie-noiembrie era, nu? Așa, pentru că toată vara am suportat praful ăla, în momentul în care ați venit cu acest tratament bituminos, am avut impresia că am prins Dumnezeu din picior. S-a dus praful, deci eram domn și noi. Și n-a ținut, tratamentul n-a ținut, da. Acolo este o garanție, da. Răspund. Este acolo, o garanție. Asta întrebam și eu. De este o garanție, în primăvară, când vremea o să permită, ne ducem și refacem acolo. Da. Au fost făcute mai multe străzi prin metoda asta și au rezistat cât de cât. Aia am înțeles că s-a stricat. Am văzut că s-a stricat. Tronsonul ăsta este extraordinar de stricat. Pentru că am văzut asta din centru, pe acolo, prin fața lui Forestierului. Aia este mai bună. Deci, nu e denivelat, dar este că eu tot și m-am dus după aceea înspre, pe strada Gării. Și acolo ați, da, ați aplicat tratamentul. Ei, și acolo sunt niște gropi. Dar în strada Bulciumului e nenorocire. Și dacă în garanție solicitați acea societate, ce constă reparația? În cârpeli? Bun. Vreți să vă spun că o să asfalteze alea, vă pune 10 cm de asfalt. Bun, eu am întrebat. Și doi, pentru a intra în strada Bulciumului, noi traversăm calea ferată. Da. Și acolo, la calea ferată, sunt niște gropi. Dacă reușiți să ajungeți până acolo, dacă nu reușiți, vă rog, eu din suflet, poate luați o măsură, să se înfunde și gropile alea. Deci, imediat a vecinătatea căi ferate. Așa. Nu, probabil este un regim, este un regim. În schimb, facem o adresă către cele ferate, da? Să intervină, să-și facă treaba. Nu putem interveni, deci, pune... Deci sunt niște gropi foarte mari. N-am știut modalitatea de ei, dar dacă zici să faci soare... Probleme de genul ăsta, haideți să discutăm la diverse, că vorbim de buget acum. Da, așa, da, bun. Gaura de la... sau groapa, nu știu unde, da? Vă rog, da. Da. Am vorbit în ședința de comisie de acest buget. Majoritatea lucrurilor aici sunt pertinente, dar la investiții trebuie să ne gândim și la unele cartiere care sunt un pic prostate. Dați un exemplu. Privind, deci, am dorit așa niște proiecte. Știu că sunt posibilități 2018-2020 pentru extinderea rețelei de apă canal. Și ar trebui zona Sălătruc și zona Globul, care au fost vitregite. Și plus anumite zone în Dărmănești, noi nu s-a ajuns cu canalizarea. Pentru zona Sălătruc și Păgubeni, extinderea rețelei de gaze, da, și, noi, și noi suntem contribuabili în această localitate, care de aici, deci noi numai centru, facem centru frumos, dar trebuie să ne gândim și în exterior. Vorbim de garanții, de canalizare, nu, eu vorbesc de Sălătruc, de gaze. Vorbim de canalizare, știu că are o garanție de bună execuție. Ar trebui să aibă niște bani această firmă care a câștigat licitația. Garanția aia sper că nu a dat bani la voi. Da? Deci acea garanție cu siguranță va fi executată. Păi de asta. Și sunt zone care nu s-a făcut recepția lucrărilor. Și sper să-i constrângeți să... Deci, cu siguranță eu sunt atent la absolut tot ceea ce se întâmplă. Da. Deci, legat de extinderea rețelei de apă, n-am vorbit în preambul, că am zis să nu mă lungesc. Există
a doua etapă de, să zic așa, de finanțare pentru extinderea rețelei de canalizare și noi suntem prinși în acest proiect și cartierele la care dumneavoastră ați făcut referire în perioada următoare va fi, eu știu, un master plan, vor fi prinse și vorbesc aici și de Sălătruc și de Plopu și totul de greu. Pe partea de extindere rețele de apă, și anul trecut noi am făcut lucrări de reabilitare rețelei și de extindere a rețelei de apă și continuăm să facem lucrul ăsta și în 2018. Pe partea de gaze, nu v-am spus, dar în proiect și în comisie am discutat, în proiect noi am prevăzut resurse financiare pentru a face studiu de fezabilitate pentru extinderea rețelei de gaze în cartierul Joseni-Triaș, în cartierul Lapo și în cartierul Sălătruc. Deci, în urma acelei analize făcute de cei de la Târgu Mureș, de Delgaz Grid Târgu Mureș, a rezultat că nu e eficient pentru ei să investească în rețeaua de gaze din cele trei cartiere și atunci cu banii noștri trebuie să facem acel studiu de fezabilitate, trebuie să facem proiectul tehnic și efectiv lucrările de extindere. Deci cu siguranță în lucrările în investițiile pe care le avem în 2018 eu am prins lucrurile astea. Și le-ați văzut foarte bine. Și la gaze și la partea de extinderea rețelei de apă. Dacă mai aveți întrebări, dacă... Domnul Moise, poftiți. Văd aici și din câte știu, mi-aduc amintire, 125.000 de lei au fost pentru școala de la prefacerea la școlii sau s-a făcut alta numele. Așa. N-a fost acolo? Nu, nu am ajuns și nimeni de la cineva. Nu. Dar ce mi-i bază acolo? Acolo? Eu cred că nu vreți și nici un cetățean din Bărbărea. Eu vă spun că vă duc fără în cetățean de probleme. Dumneavoastră, da. Vă iau cu mine, da, de probleme. Vă promit că vă iau cu mine. Da, așa. Și vă las acolo. Da. Mulțumesc mult. Văd acolo la lucrări noi 175. Legat de 125, ce nelămuri aveți? Da, păi văd, dar 125 am aprobat și văd aici la lucrări noi 175. O altă sumă. Da. Știți ce înseamnă aia? Nu știu, vă spun eu. Lucrarea efectivă are o sumă și partea de proiectare, pentru că noi acolo trebuie să facem și un proiect. Mai are o sumă. Acum, proiectul, nu știu exact cât costă, că va trebui să fie licitație, s-ar putea să coste 20.000, 30.000, să vedem la licitație cât e, da? Proiectarea. Da, și partea de execuție, care e undeva 125. Acum s-ar putea, acolo, doamna contabil Șef a pus în mare, da? Nu știu exact cât. Voi estimați, s-ar putea să ajungă, oricum trebuie să facem acolo și în exteriorul clădirii, trebuie să facem niște alei, ce mai avem acolo. N-am prins o fosă semnică, avem nevoie și de o fosă semnică. N-am prins, de exemplu, acolo au venit cei de la DSP și au cerut acum un spațiu în care să pună cornul și laptele. Ne-am trezit cu tot felul de chestii. Și cornul și laptele trebuie să fie pe corpul ăla, magazinul aia într-un anumit fel. Deci niște lucruri care le... Eu aș propune să nu cheltuim prea mulți bani acolo, într-o tot școala 3, actualmente, care va fi ocupată tot de ei. Maxim de aia de zile, eu garantez că nu o să mai fie picior de român în... Acum, eu sunt, am așa senzația că astăzi sunteți un pic greu, aveți o problemă. Cum nu sunt rău, dar vreau să fie realist, mai nu vă panegre. Sigur că noi am avut o discuție legată de soluțiile pe care le-am găsit acolo la comunitatea de români. La discuția am avut cu doamna director, la școala de la Grătulești, există o comunitate consistentă de români, da, care învață la școala aia, nu știu câți vorbim, nu știu vorbim, dar la acest moment, soluția pe care, cea mai bună pe care am găsit-o noi, a fost să găsim o soluție, să construim ceva în șatra de romi acolo, ca ei să învețe cartea acolo unde sunt. Da. Să ținem contul și de faptul că tot ce s-au construit pentru ei au fost distrus, tot de ei. Da. Cu toate camerele de supraveghere, cu tot. Ei, eu vreau să vă spun că la momentul ăsta, există un sistem de supraveghere acolo bine pus la punct. 24 din 24 sistemul ăla este supravegheat. Cel puțin până la acest moment n-am niciun fel de problemă. Eu de pe telefonul mobil mă uit acum și văd ce se întâmplă acolo la în comunitate. Avem gard acolo, până acum nu s-a întâmplat nimic. Iar dacă apar elemente cu probleme care se duc să tragă de gard, în câteva minute cineva de la primărie, de la poliție, de la poliția locală ajunge acolo. Și la răspundere, persoana respectivă. Fiți sigur de treaba asta. Deci fiți sigur. Da. Eu sper, dar nu este.
Eu văd că ești un pic suspicios așa, dar uite, îți promit, săptămâna viitoare, păstim, te iau cu mine în comunitatea, te rog și... Merg și eu să-l ajut. Da? Uite, vine și vă. Luăm vă la aia mândoi, nu? Două, stați. Dacă veniți cu mine, nu luați. Acum, dar eu mai să mai ajut. Domnul Petre, e confiunță. Domnul primar, am fost de acord cu bugetul pentru a anunțat, pentru lucrările care sunt alocate și banii alocați, care se construi și se face. Dar vreau cu alte probleme. Mi-am o surpriză. Am eu altă surpriză, dar acum rămân, nu mi-a să dau. Vreau să vă întreb așa, deci nu mai întreb doamna subcomandantă, la sumă care se încasează la partea de venituri din satul Plopul la cetățeni, dacă s-ar fi folosit 10%, nu lăsăm mai mult, pentru să fie alocarea unei lucrări sau unui problem din satul Plopul, cred că eram la jurul lucrările care trebuia acum. În a doua problemă, din iunie 2016 a fost o hotărâre, a spus să respectați hotărârile, a guvernului Cioloș, în care a fost prevăzută repararea capitală a punții de la Plopu și un kilometru de drum de drum. Deci vreau să vă întreb, atât. Acei bani, în ce loc au fost folosiți, dacă Comisia Juridică a votat și știe banii ce unde au plecat, și un kilometru de drum de piatră, pe mine nu mă interesează, că o să faceți asfaltul, nu o să-l faceți, asta e treaba noastră și a Consiliului Local, dar acei bani eu vreau să știu unde au fost folosiți. Da. Haideți să vă răspund. Nu, dar dacă nu le puteți întrebări, le uit și să-l întrebam și omul ăsta. Să vi le repede eu iarăși. Nu e la regăție. Eu am să-mi spun de buget și la diverse vorbim. Vă spun o treabă. Problemă din bani. Și eu la bani vreau să țin. Este comisia juridică. Vreau să știu acel om sau consilier are un act dobitor prin care poate justifica prezența în acea comisie? Dar ce comisie juridică? Nu este comisia juridică. Se semnează. Se semnează de care? Care se va spune așa. Ce a fost de voi din asta? Nu, întreb. Am întrebat. Dacă are un timp în domeniul juridic. Dacă are un timp în domeniul juridic, ce doamne? Nu de timp. E o problemă. Deci, puntea de la Plopu, dacă o făceați, deci elevii puteau trece și scuteau jumătate din drum. Ei nu au nici microbus la scară, nici nu vine să ia nimeni pe copie, nici oameni bolnavi. Deci, până în partea din buget și venituri, prindeți în buget, pe parcurs, un cabinet înființat în Plopu medical, prin care bătrânii, la 2000 de locuitori, va da... Problema este să luăm doctor acolo. Deci dacă vine un doctor, cabinetul este acolo. Am vrut să fiu cu doctor, am vrut să fiu cu asistent, nu s-a reușit, nu s-a făcut, eu vă spun direct. Deci de acum eu am trecut, dar vă rog... Haideți să sunăm la diverse ceva. Nu, dar tot legat de bugel. Dar cabinetul bugel face cu bărbii, cu bărbii, cu bărbii, cu bărbii. În căminul cultural de la Plopu, oricând punem la dispoziție un spațiu pentru un cabinet medical, oricând. Altă problemă. Am avut o discuție cu medicii din zonă și am întrebat cine vrea să meargă. Doamna Petru, vă rog, uitați-vă la mine. Nu mă întreb, vă rog. Doamna Petru, uitați-vă un pic la mine, da? Deci am avut o discuție cu medicii din zonă. Cine vrea să meargă la Plopu, astăzi, dacă îmi spune un doctor, pune la dispoziție un spațiu pentru cabinet medical. Dar n-am găsit un medic care să meargă. Eu vă spun spațiul. Căminul cultural, dacă se intervenea prin acte, prin Zabacov, eu am vorbit ceva mai de sus. Se putea da drumul nu în cei 5 ani care sunt contractul ăla. Se dea drumul unde? Și e pus în funcționii, iar acolo avem două ții care trebuie. E pus, doamne, în funcționii. Și atunci dați drumul la un cabinet medical în cabinet. Nu sunt medici de familie care... Nu sunt medici de familie care... A drum, chiar la tu, s-a pus atunci, doamna. Bun, sunt dacă am 2000 de locuitori exact. Da, noi suntem în relație cu Casa de Asigurări de Sănătate. Suntem în relație contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate. Nu putem să mergem acolo decât după un program bine stabilit, după niște condiții.
Vreau să, în calitate de consilier, dacă faceți demers și convingeți un medic că vrea să meargă acolo, eu vă primesc acest spațiu. Fără niciun. Haideți să vă răspund că v-am spus, da. Legat de tuturor vestita puncte de la blocul. Nu vestită, era vestită, dar rămas jumătate din ea. M-am uitat și eu pe... M-am uitat și... Dom'le, dați-mi voie să vă răspund, că dacă vorbim împreună, o să înțeleagă oamenii. Deci, în urma inundațiilor din 2016, cred că din primăvară, s-a făcut o analiză, o situație, a venit ISU, cei care au constatat ce s-a întâmplat la Dărmănești, câte drumuri, câte moduri, ce s-a stricat acolo, da? Și au fost notate într-un proces verbal și valoarea acelor daune era undeva la 8-9 miliarde, nu știu cât era, mult, da? Prin hotărâre de guvern s-a alocat 5 miliarde, 578. Deci nu ni s-a dat cât am cerut noi pentru toate obiectivele. Și acolo spuneam foarte clar că repari podul ăla sau puntea aia sau drumul ăla. Nu era trecut în hotărârea de guvern puntea de la Ploiești. Eu n-am văzut. Este un lucru dau acum. Apărați de deci, din cei 9 miliarde, 8 miliarde cât am cerut noi, s-a dat 5 miliarde și 400. Și s-au făcut lucrările din banii aia, mai mult decât atât, să știți că am pus bani de la Consiliul Local și am completat. Pentru că mare parte din bani am făcut pe strada Chimia, acele șanțuri betonate ce era pe acolo, că au fost probleme în zona respectivă. Da? S-a reparat drumul până la, pe Valea Uzului, până sus, că era rupt tot. S-a intervenit la digul de la Bărubeni, da? Deci, ca să nu aveți niciun fel, domnul consilier, ca să nu aveți niciun fel de nelămurire, v-am spus. Îmi faceți o hârtuță scrisă și vă dau absolut toate datele legate de treaba. Deci dacă noi am cerut 9 miliarde și s-a dat 5 miliarde 700, e clar că nu am putut face lucrurile. Este derogare de a de acolo care... Sigur, noi asta puteți să faceți și să scrieți ceea ce gândiți. Eu spun o altă treabă. Deci punde banii care am alocat și noi am semnat la punde la lacul și eu m-am dus de estrej, m-am dat. Nu a trecut într-o lună, nu. Deci nu era... Mă bucur că asta... Mă bucur că asta lângă punte. Să știți că mă bucur că asta lângă punte, că eu chiar aveam probleme să nu se fure de acolo. Și dacă asta lângă punte, e pe mine. Asta a fost domnul primar, deci am... Sincer, da? Mai puteți sta lângă ea chiar... Spuneți-le celor din satul Lacoș, că nu... Când am spus că pentru Lacoș, puntea gând pentru Dărmăneasă. Asta bun vorba. Puntea de la Lacoș a fost făcută din bugetul local, domnul consilier. Deci puntea de la Lacoș a fost făcută din bugetul local, așa cum a fost făcută și alte obiective. Și o să facem și puntea, și o să facem și puntea de la Ploiești. Da, că e mare pe Lacoșa și Ploiești, că se vadă pe timp. Da, zici, deci o să facem o punte și la Ploiești, nu știu, că nu știu. Haideți, doamna președintă, v-am spus, am intrat la diverse. Deja, noi nici n-au aprobat bugetul și 4 ceasuri. Deci vreau pe nu mi-ați închis... Am înțeles că discutăm la diverse ce vreți. Mi-ați închis, era și nu... Dom'le, nu pot să răspund, e 4 ceasuri și noi n-am intrat pe fondul problemei, că discutăm de prostii. Am spus să facă un studiu de fezabilitate a râului Drogoș. Păi inițiați un proiect de hotărâre, expres consilier a spus. Nu, faceți un proiect de hotărâre, inițiați... Să facă de acest specialist? Aș putea să-l fac, am intrat în domeniu, nu zic că nu. Mulțumesc că mi-ați întrebat, domnul primar, vă să spun și ce se întâmplă. O să vă apuc de scris. Nu-i spun de rețetă, mă spun eu. Luați tot de la diverse, cer scuze, mai dorește cineva să intervine, nu poți să mă întâlnă. Acum știți problema cu, cum se pune, cu școli, cu costul ăsta pe relief. Problema este cu alerta elevilor ăștia din Plopu, fiindcă tot discutăm din buget aici și în viitor va fi nevoie și pentru Lacoș de transportat elevii de acolo către centru, că așa se va ajunge în următorii ani datorită lipsei elevilor și s-au ridicat o problemă în Consiliul de Administrație al Liceului, din cauza că cei de la Comănești iau elevii de la Plopu, duc la Comănești de a asigura mijloc de transport și atunci ei rămân fără elevii aici la școală. Și atunci va trebui dați profesori norma de lucru micșorată și dați profesori afară. Având în vedere că ați trecut de reabilitare țigan, care reabilitare cu tare, care se găsesc bani în buget, că l-am văzut acum și l-am studiat, încât să procurăm un mijloc de transport pentru acolo ca să facă, să aducem elevii de la Plopu către liceu, din cauza că va dispărea. Mărcinenii au făcut această treabă, au autobuzul lor. Dofteana a făcut această treabă, au autobuzul lor. Adică, sincer, că trebuie să ajutăm oamenii ăștia. De asta suntem din buget, de aia nu am dus la diverse. Am avut o discuție cu doamna director legat de problema care ridica dumneavoastră. Trei variante avem aici de lucru, pe care le-am și luat în analiză. Unu,
Am făcut o solicitare către Consiliul Județean pentru a ne redistribui încă un microbus. Dacă am avea un microbus al nostru, am rezolvat problema. A doua variantă, până atunci. M-am uitat atent pe traseul microbusului pe care îl avem noi. Una din variante este, sau o posibilă soluție, ca să scoatem o rută care o face la momentul ăsta și să introducem ruta de la Plop, cu microbusul care l-avem noi. Da? Deci să, n-are timp. Fizic n-are timp ca să facă și... Și va trebui să renunțăm la o... Să încărcăm mai mult aceste microbuze, renunțăm la o cursă de undeva sau dăm la celălalt microbuz a școlii și să facă și Plopul. Asta este a doua variantă și le analizăm acum. Și a treia variantă, o discuție cu firma care face în zona respectivă, în raza Dărmănești Transport, Scorpionul, să încercăm să-i convingem să facă, chiar dacă noi venim cu, nu știu, un cost legal, să venim cu un cost pe electric, ceva, să facă și o cursă la ora 8 și la ora, nu știu, 2. Un abonament care să-l suporte. Le analizăm cele trei variante și vă spun eu că în perioada următoare, cel puțin varianta 2 și 3, va trebui să găsim o soluție. Prin asta am zis că vă spui, dar mă întrebi. Am înțeles, lăsați că ați vorbit suficient și... Din cauza punții care nu au fost făcute, deci elevii i-am anunțat pentru Bomănești. Eu m-am gândit la niște variante și vom avea un microbus. Și uite, ca să nu mai fie supărat doamna Petrei, avem o solicitare din partea părintelui de la Plopul și a cetățenilor să-i sprijinim, am acesta doresc să facă o capelă mortoară acolo la biserică și să-i sprijinim cumva să, cu materiale, cu ce putem noi, ca să facem și... Da, am vrut să ne vezi. Da, nu știați de treaba asta, v-am adus și eu la atunci. Mulțumesc, nu aveam un scris, am zis, vă rog, dar... Haideți să vedem dacă mai... Mai dorește cineva să intervină? Nu, atunci vă dăm. Domnul Vesel. Scurt, punctul 4, capitolul 70, vă două sume care se întâmplă clar lucruri. Eficientizarea sistemului de încălzire, dacă nu facem ceva și vă mărești, creșterea eficienței. Da, sunt proiecte separate. Sunt proiecte separate. Pentru școala 2 și primărie, da. Și cealaltă este pentru cealaltă. Așa. Și tot la fel de scurt, sunt un pic mărit, pentru că văd pe sapă din care provin eu, poiană nu a existat pe buget. Un bugetul pe anul ăsta, din păcate, nu există. Da. Asta văd până acum. Este pentru, v-am spus și pe comisie, avem acel proiect care nu a fost finanțat prin PNL-le, cele 21 de străzi, din care face parte reactivată și cea de pe acolo. Intenția noastră este, și lucrăm la reactualizarea acestui proiect, să-l depunem pe programul operațional regional. Din toate sursele de informații pe care le avem, se deschide anul acesta o sursă de, o linie de finanțare pentru străzi. Și atunci, venim cu proiectul ăsta de, e un proiect de 5 milioane și ceva de euro, care a rezolvat probleme. De-aia nu au fost trimise acolo. Dar le avem în atenție, cu siguranță. Da, mulțumim. Atunci trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu, un picuț să vă spun. Domnul Balaș, domnul Roman, domnul Păduraniu, domnul Păduraniu. Da, am văzut avem. Moise. Moise și cu Vescu. Mulțumim. Deci, am la punctul următor, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Marco pe anul 2018. Da, scurt, noi am avut acest proiect de hotărâre în luna ianuarie. Dumneavoastră a solicitat atunci detalii vis-a-vis de sau legat de creșterea cotizației. În 2017 noi am plătit o cotizație de 150 de, sau de 15.000 de lei. Acum ne se propune 40.000 de lei. Ați avut la masc, la mapă, justificarea din partea DISBACO a creșterii acestei cotizații. Vă rog, faceți propuneri. Poftiți, dorește cineva? Poftiți, domnul Romer. Consider aici că nu poate fi echivalat Dărmăneștiul cu municipiul Moinești, nici la număr de oameni, nici la putere economică, să plătim aceeași cotizație de 40 de lei și de 400 și Dărmăneștiul și Moineștiul la aceeași categorie. Cred că aici nu ne putem gândi de Castănic. Dom'le, nu suntem ca număr de populație, ca putere economică. Dărmăneștiul nu e la nivelul Moineștiului, hai să fim obiectivi. Cum să plătesc aceeași cotizație ca Moinești? Nu cred, nu.
Nici numărul de persoane. Nici numărul mici. Puteți să vă numere concret și... Eu personal... Domnul, nu mai fac eu o problemă. Din aceste orașe și municipii, noi facem parte din alea grele, adică cu economie grea. Dar mai avem un oraș stațiune care e Slănicu, care are turism acolo, acolo e mama lor, în zona noastră. Și plătim 10.000. Deci plătim și noi tot 10.000. Că noi am putea merge pe varianta să înțeleg că o scădere, că dau 15.000, am avut de 10.000. Dar vienii cresc taxa la jumătate. Cu noi scump, taxele scumpe. Noi putem să ne echivalent cu Dofteana sau cu orice comună din Bacău, dar cu niciun oraș din Bacău nu putem. Ca economie, ca infrastructură. Avem infrastructură de oraș? Eu mă chinui să ridic orașul ăsta. Da, da, să ajungem la nivelul ăla și avem și economia în oraș. Concret vis-a-vis de proiectul ăsta. Noi putem propune în Consiliu aici să plătim o taxă de 250 de lei? Puteți propune. Orice puteți propune și până la urmă. Dar 250 de lei. 250 de lei. Și au fost 150 de lei. Ori nu, dacă vreau. Ca nu, da, ca să rămână ca nu. Toți au aprobat mărirea asta. Deci toți au aprobat mărirea asta și să mărim și noi. Ei, treaba lor. Dacă și noi, dacă mai aveam bani, eu aș fi de acord să mărim. De exemplu, haideți să vă spun ca cu titlul informativ. Moinești a aprobat, Comănești a aprobat, Slănicu a aprobat mai puțin. Târgu Ocna a zis că dublează. Când au avut de anul trecut, o scrie dublează, dar nu acceptă 400 de mii. Buhuș a aprobat 40 de mii. Nu putem fi echivalați. Eu înțeleg. Eu rămas o întipare. Nu pot să fie echivalat cu municipiul Moinești. Nu pot. Deci, concret, faceți niște propuneri, vedem. Ori îl chemăm. Da, cel mai bine. Dar, domnul, încă o chestie. Noi avem niște sate aparținătoare. Avem cum să plătească 10 lei pe lună, dacă e sat. Așa este. Dar trebuie să plătească ca la o comune. Hai să propun. Eu propun plată la 30 de lei. 300 de lei. Da, mult. Eu propun. Vine și propune și spune la toate. Eu, în ședința PJD, am propus să amânăm și să ne vină un reprezentant de la ei. Să ne înțelege. Legat de reprezentant. Știu. Cred că 30 de primării din județul Bacău, ce-un reprezentantul ăsta, așa, cel și am putea să fie directul de la DIS. Și toate, mare parte din ele au astăzi ședință. Și omul zic, eram cum să mă duc 30 de localități. Nu știu dacă o fi fost la bără. Și ne-a trimis această documentație care este la baza... Am studiat-o. Documentația am studiat-o. Mi s-o păzut salariile salariaților mărișoare, vis-a-vis de veniturile de rămășterilor, care n-au uneori nici ajutor social. Și părerea mea, deci totul e prea mare. Deci a dat o propunere, domnul consilier Roman zice 30.000, adică s-o dublă. S-o dublă. Nu las ca propunere, e exagerat. Altă propunere. Eu zic la 200. Domnul primar, dar care este logica? Să le spunem direct sau cine spune? Dacă o comune cu peste 10.000 de locuitori, de 70 de milioane. Care este logica? Numărul de populație? Care este să vedem și noi? Care, știți, la întrebarea asta, eu l-am întrebat și pus aceeași întrebare directorului ADIS. Dom'le, care e logica? De ce plătim noi 10 lei și ăla plătește? Și a zis, a invocat principiul solidarității. Adică, principiul solidarității spune așa. Orașele sunt mai dezvoltate. Iar comunele, cetățenii de la comune, sunt comunele sunt mai sărați. Și a zis așa, dom'le, uite, fiecare ar trebui să plătim, ca să fie unanim, să plătim 15.000 toată lumea și n-avem treabă. Da? Dar pentru că acele comune sunt mai slab dezvoltate și orașele au potențial, principiul solidarității spune așa, pune mult pe orașe și de asta am ajuns, propunerea a ajuns la 40.000 de lei și mai puțin pe comun. Deci așa da, este. Domnul primar, ți se pare logică? Nu. Solidaritatea aici nu are loc rostul. Eu sunt absolut de acord. Noi nu suntem un oraș dezvoltat precum Moinești, spre exemplu. Așa. Nu aveam ponderea financiară care o am. De principiu, ăsta orașul că Bogna a zis așa. Deci, domnule, eu sunt de acord ca să dublăm. Să dublăm. De dublat e mult. Părerea mea, de dublat e mult. Da, eu am dublat. Avem certitudinea că dacă azi, prin absurd dublăm lucruri cu care eu nu sunt de acord, eu sunt de acord la 20.000. Așa.
avem certitudinea că azi, dacă ajungem la 20.000, la anul nu ne pune 50.000? Nu, păi nu avem certitudinea, aia e. Aproape că avem certitudinea că ne ducă da. Și atunci, unde ajungem? Vom ajunge, poate peste 5-6 ani, să cheltuim toți banii din bugetul local pe cotizații. Pe și pe gunoi. Și nu sunt de acord. Deci, părerea mea, să ajungem la 20.000. Dacă colegii mei sunt în... Dacă nu, să vină reprezentantul să discute cu noi, să ne răspundă la întrebările pe care le punem noi, că durerile noastre sunt mari. Doamna consilier, dar deși doamna a făcut o propunere, nu e obiect. Păi nu e! Și noi facem propunere. Să fim de acord sau nu? Și eu propun să rămânem cu 15.000, le înaintăm, așa e, sunt de acord. Ei nu o să fie de acord, pentru că o să vină domnul director să ne convingă. Dacă vine cu argumente care stau în picioare, dar nu ne zic la și ne dovedesc că trage mai mult. Este foarte bine pentru noi să fim. Eu vă fac și o propunere, părerea mea personală. Haideți să mergem cu varianta de 20.000. Da. A fost o creștere la 15.000 la 20.000 și vedem ce se întâmplă. Și în cazul în care nu acceptă cei de acolo, spune, domnule, veniți, hai să discutăm în Consiliul. Și dacă după aceea e genie și poate să întâmplă urmă, iar banii, că n-am vrut să acceptă. Și plătim cum am plătit. Domnul Dimar, haideți să facem foarte bine acest statist. Ei justifică într-un fel cheltuirea celor surba. Da, dragă, nu este aici la ce se întâmplă? Una din justificări spune așa, domnule, când noi am stabilit această cotizație în 2010, erau 7 angajați. În 2015 sau acum, sunt 10 angajați. Și pentru că, atenție, datorită faptului că mai nou s-a semnat contractul pentru acele stații, celula 2 și acele stații de colectare, da? Activitatea a crescut prin EcoSud, care va prelua acele stații și așa mai departe. Și nu mai facem față că suntem noi aici câțiva. Nu mai facem față. Atunci trebuie să creștem numărul de angajați la 18, așa scrie în justificarea. Ca să crească de la 10 la 18, aproape se dublează salariul. Deci ce ți-a făcut mie din bază de contabilitate? Ei mai încasează și diferența de preț, că noi plătim la ADIS. Ori la DIS-ul plătesc așa. Ei au o negociere cu colectorul, așa, și cu noi altă negociere. Diferența de preț să... Știți ce au spus ei? Iau să așa, cheltuielile salariale și de funcționare ce au ei acolo, au voie să folosească doar din cotizații. Și așa este. Dar văzut în baza de fundamentare care au zis ei, vor să schimbe și spațiul. Își schimbă, da. Și răspunde ce? La... cex acolo, au un spațiu, nu pune cineva la... Consumabile cu de toate. Deci, repet... Poate și-a fost o chestă de comun. Hai să auziți ce spune. Ținem cont că taxele și nevătărmăriași s-au majorat cu 10%, deci nu putem face o majorare la o asociație cu 100% sau mai bine de 100%. Cred că undeva 20.000 de lei ar fi... E o majorare de... Dacă mai am o problemă, deci dar acum propun 20.000, asta e normal, și putem pune un... Nu m-am întrebat. Am întrebat dacă ați terminat. Da, scuze. Nu m-am continuat cu altă ședință, am dat că scuze. Da? Am terminat. Deci cât, domnul? Dacă punem 20.000, putem pune la adevărat că la anul nu mai crește, nu mai aprobăm? Nu. Domnul primar, nu mai dă la orașe. Văd aici, pentru județul Bacău, nici Bacău, Unești, un an și alte orașe, deci numai de la orașe acesta dis ia 191 de miliarde. Și am făcut capul. Am făcut. Adică eu sunt împărțit, împărțit la câți ani angajați? 18. În viitor, că acum sunt 10. Mai angajează la dis. Haideți să rămâne cu propunerea de 20.000. Sunteți de acord? Supuneți la acord. Da. Cine este de acord cu cotizația 20.000? Sunteți de acord cu 20.000? De 9.000 nu este de acord. Cine este împotrivă? Deci toată lumea, mai puțin 9.000 este împotrivă cu 20.000. Deci se modifică articolul 1, da? Că spune acolo, se aprobă cotizația anuală la articolul 1 în cuantum de 40.000. Și acum, se modifică în cuantum de 20.000. 20.000.
Da? 15 voturi pentru și domnul Milea împotrivă sau abține? Împotrivă. 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 Votat greșit. S-a și motivat faptul pentru care am dat doar atât. Da, corect. Cu cât s-a crescut, a fost imposibil. Păi unde se dă mai mult? Haideți, mergem mai departe. Următorul punct, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 1 din 15 ianuarie 2018. Da, am vorbit în comisie, este vorba de hotărârea prin care a fost aprobat de taxele impozite la Germanești, s-au omis la serviciu sclep, contravaloarea carte de identitate, 7 lei, contravaloarea provizorie 1 leu, sunt niște taxe pe care noi le plătim mai departe, da, Consiliul Județean ce avem. Și m-au omis colega noastră, venim să completăm. Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude către SCDL Gaz Gribiesa asupra unei suprafețe de teren de 92 metri pătrați aparținând domeniului public al lor Germănești. Da, este vorba de acea hotărâre din plan care trebuie să facă clar cărțile în care se fac investiții de interes, eu știu, național, societățile care au sunt furnizoare de energie, gaz și așa mai departe, trebuie să dăm cu titlu gratuit dreptul de uzufruct servitute pentru anumite obiective. În cazul nostru concret, este vorba de buclarea liniilor electrice aeriene la alea 20, linia electrică aeriană 20 de kV, Comănești, Mina, Bernești, Bermănești, Cărăboaia. Sunt doi stâlpi care vor fi amplasați acolo și sigur că și culoarul aerian. Deci despre asta este vorba. Da. Comisia de urbanism s-a întâmplat la fața lucrurilor, da. S-a dat, este de lăsat lucrare. Bravo. Domnul președinte, să vedem cu implicații. Cine este de acord? Să punem la vot? Revim o problemă. Să punem la vot. De înființarea unei comisie de analiză a cererilor de încadrare în funcția de asistent personal. Deci, printr-o hotărâre de Consiliu, noi am Consiliul Local a aprobat 32 de locuri de asistent personal. Din acele locuri, 2-3 persoane au decedat, s-au vacantat acele locuri și noi trebuie să angajăm alte persoane. Avem la momentul ăsta mai multe solicitări decât locuri disponibile. Și atunci, ca să facem o triere, această comisie va trebui să analizeze fiecare caz, va trebui, avem și un regulament aici, va trebui făcut un punctaj și în urma acestei analize va rezulta. Domnule, avem două locuri vacante, avem patru solicitări. Cele două locuri care vor fi ocupate sunt persoanele respective. Deci, regulamentul și comisia ține cont de cele mai nevoie familii, cazuri, da? Cei mai necăjiți care sunt și pot beneficia de lucrul ăsta, să beneficieze. Deci, v-am spus și în comisie, vreau să fie transparență, vreau să fie echilibru. La mine au venit foarte mulți și au zis că ar fi bună ăla, că ar fi bună ăla, nu. Vreau să zic eu, e o comisie, da, înființăm,
stabilim, va face ancheta acasă, avem și colegi din, din primărie. Deci să facem o comisie din trei consilieri? Nu, nu. Deci, este, deci avem șefa de la asistență socială, avem o colegă de la asistență socială, avem colega noastră de la resurse umane care așa... Mai face contractele de șefa de la SCLEP, da? Era, era o comisie care se ocupa de... Iată treabă. Nu comisia de paritate. Nu, ai altă treabă, aia comisia de paritate e separată. Supuneți acolo, dacă n-am văzut. Are cineva? Comisia de analiză. Propune și din celălalt de partid. Poate dorește și domnul Milea. Sunt în... Am pus deci, doctor vă, și profesor. Vă spun o treabă, dar... În primul rând am pus medicul, pentru că medicul e în măsură să face parte din, din comisie. Și la școală am pus un cadru didactic, am zis lumea cunoaște cazul, știe situația. Da? Așa ne-am gândit. Iar ceilalți majoritatea fac parte din comisia dată de paritate. Și e o... apare la un moment dat un conflict de interese, dacă și în comisia de paritate și în... Nu mă deranjează dacă nu mai sunt. E greu să-i strângi, din experiență, cu cât îți mai mulți, cu atât mai greu și ăștia trebuie să fie acasă la om. Deci e un disconfort. E o muncă voluntară ce facem aici. Deci toți membrii din comisie sunt voluntari. Și am ținut cont de cei care lucrează, da? Dom'le, omul la serviciu, nu mă pot duce la ora 8 acasă seara când termină la serviciu. Și poate doamna doctor se rupe, doamna profesoară e pensionară, în sensul ăsta, dacă și persoana aia cu handicap are un anumit program, poate subliniește la ora. Da? Mai dorește cineva să intervină? Și ținând cont de faptul că e muncă voluntară, dă doamne, deci cât mai mulți. Supune la vot. Cine este pentru? Da, deci nu problemă, votăm și regulament. Și așa, abține. Proiect de hotărâre privind stabilirea obiectivelor priorități și a acțiunilor de dezvoltare economico-sociale pentru anul 2018 în orașul Dărmănești, județ Bacău. Da. Avem o adresă de la Prefectura Bacău, o aveți la mapă, da, prin care ni se solicită să transmitem această machetă, priorități, obiective, plan de acțiuni privind dezvoltarea economico-socială pentru 2018 în orașul Bărbănești. Sigur că macheta este, ați avut-o la mapă, da? Da? Noi aici am prins proiectele pe care noi le avem dezvoltare, am prins proiectele pe care le are școala, sunt date care țin de, eu știu, câți kilometri de drum, ce populație, câte, ce suprafață are Bărbănești. Deci este o machetă care folosește la Ministerul Dezvoltării Regionale. E un, e un proiect care, v-am spus, a fost solicitat de prefectură. La rândul lor transmit planul ăsta. Are cineva întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc pentru cineva. Ultimul punct, diverse. Cine se înscrie? Are cuvântul domnul primar. Dar vreau să vă fac o scurtă informare legat de vizita pe care am făcut-o în Ucraina, în perioada 1-4 februarie. La solicitarea partenerilor din Ucraina, și mă refer aici la regiunea Odessa, o delegație formată din patru primari, eu, primarul de la Moinești, de la Târgovna, de la Slănic, împreună cu domnul ministru Viorel Ilie și cu consulul general român la Odessa, am avut o întâlnire oficială cu reprezentanți ai autorităților publice locale și regionale din Ucraina. Am vizitat orașul Cetatea Albă, Izmailu, Odessa și Avangard.
Sigur că în toată această vizită, noi împreună coordonați de sub tutela Consulului General al României la Odessa, Ilie Dragcea, am avut schimburi, întâlniri, discuții care au avut un anumit tip. Scopul principal pentru care eu am fost acolo a fost, în primul rând, să ne facem cunoscuți noi ca și comunitate locală și, în al doilea rând, fiecare primărie, fiecare primar din delegație și-a făcut cunoscută comunitatea cu resursele pe care le are comunitatea și aici am țintit personal la Dărmăneș două lucruri. În primul rând, atragerea de oameni de afaceri din acea regiune, Odessa și Ucraina, spre Dărmănești. Mai mult decât atât, știți că avem la Dărmănești o platformă, fosta rafinerie Dărmănești, care astăzi este în insolvență și va fi scoasă la vânzare. Sunt oameni interesați din acea regiune să investească în fostul amplasament al rafineriei pe diverse, eu știu, domenii, niște fabricuțe și la momentul respectiv, dacă se va concretiza lucrul ăsta, veți vedea că nu întâmplător noi am cumpărat această cale ferată, acest amplasament, pentru că vine să rezolve mai multe probleme. În primul rând, descongestionarea traficului din zona străzii energiei și, în al doilea rând, o solicitare pe care au făcut-o potențiali investitori. Deci, primul lucru pe care am făcut este atragerea de potențiali oameni de afaceri înspre noi. Și acolo au fost discuții punctuale, foarte, foarte clar, și vreau să vă spun că oamenii de afaceri din regiunea Odessa sunt, vorbesc foarte puțin și foarte la obiect. A doua țintă a fost să ne promovăm turistic zona, pentru că facem parte din acea asociație Montesa, care aici a fost voce comună și am venit și am spus că la nivel de cele 4 UAT-uri, 7 UAT-uri, suntem, dar 4 au fost prezenți acolo. Noi avem o asociație de turism care promovează zona și vreau să vă spun că discuții concrete, oameni de afaceri care sunt interesați să investească în infrastructura turistică din această regiune. Spre surpriza mea, să știți că sunt oameni care nu au fost interesați nici de Zvănic, nici de Târgu Ocna, pentru că au spus că acolo sunt foarte bine lucrurile așezate și mi-au cerut date concrete despre potențialul turistic a Văii Buzului. Un alt lucru foarte important este legat de, că vorbim de centenar, de monumentele eroilor, eroilor români pe care statul român le are în regiunea Ucraina și vreau să vă spun că am văzut acolo niște lucruri, unele foarte bune, unele care ne-au dat așa un semn de întrebare cine suntem și ce avem de făcut în viitor. În orașul Ismail am vizitat Monumentul Eroilor Români din primul război mondial, care ani de zile, zeci de ani de zile, n-a fost niciodată tehnic bănuit de statul român. Iar primarul din Ismail, care este ucrainian 100%, a făcut un monument pentru ostașii români extraordinar și am poze pe și a cerut statului român să facă o placă și să spună pe acea placă cine odihnește acolo și n-am fost în stare să facem lucrul ăsta. Și ne-a lansat o provocare și ne-a spus voi ăștia patru primari, poate faceți mai mult decât a făcut statul român. Faceți, spuneți mână de la mână cât o fi o placă, nu știu cât o fi o placă. În aia sunt câteva sute, 300-400 de ostași români morți acolo. Și am avut o discuție cu Consiliul General și am spus, domnule, dacă va fi nevoie, mă duc în Consiliul Local să vedem cât poate costa o placă din aia, cât poate costa o placă din aia, punem toți, toate primările, nu știu, 100 de milioane sau nu știu cât, să scriem acolo, într-o stradă a eroilor români căzuți în primul război mondial și vă rog să vă uitați pe poze, veți vedea acel monument și ne-a lăsat și locul de montat acea placă, un monument de marmură, care are, nu știu, cred că are vreo 10-15 metri înălțime. Au făcut pe aia. Zici, noi am făcut pentru eroi. Când la noi eroi sunt toți la fel. Și rămâne o provocare și v-am pus în temă. Și o să discutăm și ceilalți primari. Sigur au discutat cu consiliile locale. Și părerea mea și propunerea mea este ca să facem o analiză și să plătim placa aia. O să o pună tot ei acolo. Numai noi spunem ce avem de scris. Am văzut la partea, la Cetatea Albă, un monument, un alt monument a eroilor români, care
și pe ăla în poze, care este total devastat. Și sunt 890 de soldați români mormântați acolo și nimeni nu s-a prins de el. Vorbim de centenar și sunt niște măsuri pe care noi le putem face acolo. Am avut discuții foarte concrete legate de schimburile culturale între România și Ucraina. Și dacă vă amintiți, la zilele orașului Dărmănești au venit două ansambluri din Ucraina și au concertat pe scena de la noi fără să ne ceară niciun leu. Atât le-am dat un, nu știu, cred că le-am dat o apă și o masă ceva. Sunt interesați să ne cunoască. Există acolo o comunitate serioasă de români. Comunitate serioasă de români care, sigur că își doresc foarte mult să cunoască ceva din România. Pe scurt, v-am spus, o parte din activitățile pe care le-am avut acolo a fost foarte bună vizita pe care ne-am interpus-o acolo. Sper că în perioada următoare să se poată lega niște lucruri concrete. Și vis-a-vis de ceea ce am făcut acolo, astăzi am primit o adresă, da? De la Consulatul General al României la Odessa. Spune Consulul General, stimate domnule primar, printr-o scrisoare adresată, deci asta este trimisă scrisoarea de la șeful regiunii Odessa, guvernatorul regiunii Odessa, către Consulul Român. Și spune așa, printr-o scrisoare adresată Consulat General al României la Odessa, administrația de stat a regiunii Odessa solicită susținerea nouă primării Dărmănești pentru organizarea la Odessa, în data de 28 a doua, adică peste două săptămâni, a unui congres cu inițiative clare de proiecte între România și Ucraina. Nu o să vă mai spun ce scrie acolo, dar vă spun sinteza în acest context. Vă adresăm rugămintea de a sprijini promovarea evenimentului prin sugerarea potențialilor parteneri din localitatea Dărmănești. Adică eu au zis, domnule, noi venim să investim la voi. Eu cu cine discut acolo? Concret, cu cine discut? Hai să vedem, investesc unde, în ce? Am cu cine discuta? Adică, spune aici, parteneri, oameni de afaceri din localitatea Dărmănești, care intenționează să dezvolte business-ul, să participe la această întâlnire din 28 februarie, la Odessa, da? Pentru a încheia contracte, clar. Deci ne-au invitat noi atunci când am fost la ei, am invitat să vină la noi. Domnule, veniți să ne cunoașteți. Ei au făcut un pas în plus, au fost foarte interesați și vreau să vă spun că la acea întâlnire au fost încheiate vreo 4 contracte directe. De exemplu, de la Galați aveau nevoie de o tablă din Odessa. În Odessa prețurile sunt mult mai mici față de ce știm noi pe piața europeană. Și unul din oamenii de afaceri care a participat acolo avea văzut ofertă concret tot ce e acolo și a zis, doamne, am încheiat contract clar de... Dar ei nu sunt în urmă, sunt taxe vamale. Oricum, costurile pe total erau mult mai mici, cu vreo 40% mai mici decât prețurile de pe piața românească. Spune așa, fiecare din cel care merge acolo își asigură cheltuia la, cum am făcut și noi, ne-am dus pe banii noștri, am închiriat un microbus, iar ei se ocupă de tot ce ține acolo, organizare și așa mai departe. Trimitem anexat documentele pe care trebuie să le aibă cei care vin acolo și spune invitați și așa mai departe. Deci oamenii sunt foarte, foarte concreți, foarte serioși și au venit concret cu niște chestii. Acum, eu o să încerc, e un timp foarte scurt, o să încerc să văd dacă pot dezvolta ceva pe partea asta de, exemplu, sunt turiști, concret. Nu știu, un om care are o pensiune, un patron care are o pensiune la Dărmănești. Ei au zis acolo, domnule, sunt foarte bine organizați. Ei au acele, cum erau înainte la noi, sindicate, ce erau. Adică, el îmi trimite 50 de turiști să stea la Dărmănești. La cine se duce? El nu-i trimite să stea din gap. Dar nu mă la cine? Mă duc acolo, la pensiunea X, îți asigur cazare, masă și așa mai departe. Am dat un exemplu. Deci, de ce am ajuns noi și de ce am avut discuții cu Consul General, care este un adevărat român? Emil Rapcea este un om extraordinar. Dacă în diplomația română am avea, nu știu, 50% din oameni, așa cum e Emil Rapcea, un om care are 70 de ani, țara asta cu siguranță ar fi în altă parte. A făcut foarte multe demersuri și a spus și ne-a pus la dispoziție date. Din turiștii veniți în zona județului Bacău, știți cât reprezintă cei din spațiul sovietic? 80%. Deci noi toți ne uităm spre vest și spunem că vor veni, nu știu de unde, din Germania și nu.
Deci 80% din turiștii care vin în zona asta noastră, și vorbim de Slănic, de Vocra, de... sunt oameni din spațiul ăla, pentru că au început să aibă venituri ceva mai măricele. Acele venituri nu le permit să ducă în Austria sau nu, permite la toată lumea. Și atunci găsesc România ca un potențial loc în care să se simtă bine. Și a doua mare problema lor, de când e conflictul între Ucraina și Rusia, foarte mulți din Ucraina mergeau înspre, și din spațiul Odessa, înspre Rusia. Acum nu mai merg, se orientează spre Rusia. Deci este o provocare, putem să fructificăm lucrul ăsta, putem să ne folosim în interesul de a atrage de acolo de la ei resurse, fie pe turism, fie pe partea de investiții, și sigur, poate și de la noi, concret. Concret, anumite. De exemplu, iar concret, unul dintre ei a venit și mi-a spus, vreau să fac o fabrică de mobilă. Foarte, a importat mulți ani mobilă din România, da? Și acum a zis că nu știu ce s-a întâmplat. Și a zis, domnule, am toată logistica, vreau să fac o fabrică de mobilă. I-am spus că la noi încă există lemn. Cât există lemn? Și a zis, sunt foarte interesat să fac o fabrică. Aveți acolo 5-6 care produc lemn? Să văd ce fel de lemn produc. I-am spus, domnule, discută cu producătorii din zonă. S-ar putea să vrea o esență care nu avem noi. În speță pe cea pe brad. Deci lucruri de astea concrete să ai desfacere. Așa am avut la Vista din Vulcănești, fac o paralelă, am avut o discuție cu acel și cei care ați participat acolo, știți, cu Aiaz, cu reprezentantul guvernului turc la Vulcănești. Ne-am întâlnit acolo, am discutat, domnul colonel și domnul Desfa știu. Aiaz a venit de sărbători la Dărmănești și ca rezultat ne-a întrebat ce nevoie am avea noi aici vis-a-vis de oamenii de afaceri. S-a legat investiția din partea unui investitor turc a unui abator la Dărmănești. Deci în perioada următoare vom avea un abator la Dărmănești care se adresează de la Onești și până la Ghimeș. În omul a închiriat, ne-a cerut o hală, nu am avut noi să punem la expoziție o hală, a închiriat hala de la ATA de Dărmănești, hala centrală, și 11.000 de metri pătrați, o investiție care înseamnă, nu știu, 1.200.000 de euro, cu două linii de procesare oaie și vită, foarte modernă, adică e o chestie care anul ăsta investiția ar trebui să fie făcută. Am pornit de la o discuție, știți, acolo ne-am întâlnit, am discutat, omul foarte serios a venit la noi, a văzut despre ce-i vorba și iată că eu sper că această investiție să fie făcută, pentru că rezolvă problema foarte mult multor crescători de animale care astăzi au oi sau vaci și n-au crescători. Dar să vă gândesc pentru angajări? Deci această... Haideți să vă spun. Da. Vreau să vă spun că dacă acest obiectiv va fi făcut la Dărmănești și astăzi, în momentul în care discutăm, eu vă spun că 99% obiectivul va fi făcut, va crea 50 de locuri de muncă. Noi bine, de muncă, da. Și ce este foarte important, pe lângă acel abator, va fi făcută la Dărmănești o fabrică de kebab, cred că vorbesc corect, kebab, acele echipe da. Care fac ei, care va avea sigla produs în Dărmănești. Știți că noi avem acel brand fabricat în Dărmănești, da? În total vor fi 50 de locuri de muncă. E un plus pentru, da. Și peste tot acest Dărmănești va fi promovat prin sigla respectivă fabricată de Dărmănești. Mulțumesc că am ținut să vă fac informarea asta, pentru că cred că obiectivele noastre și țintele noastre sunt de a deschide orașul și ale mele personale, da? De a deschide orașul, pentru că resursele pe care le avem noi am văzut că sunt limitate. Soluția este să aducem investitori în zonă. De asta m-am dus în Ucraina, nu să mă plimb sau să pierdem acolo și mai mult decât atât, m-am dus și pe banii mei. Mulțumesc, intrăm pe diverse. Mulțumim, și domnule, eu aș vrea cât de scurt putem, pentru că... Are cuvântul domnul viceprimar. Da. V-aș ruga să mă ascultați doar două minute, să vă fac o scurtă informare. În ceea ce privește iluminatul public la Dărmănești. Sunt permanent niște nemulțumit legate de iluminatul public și din cauza aceasta cred ar fi bine să știm ce se întâmplă în acest sens. La Dărmănești, iluminatul public este întins pe 85 de km rețea.
cuprinde vreo 1560 de stâlpi din beton, 90% aparținând societății EON. Avem 22 de puncte de aprindere sau cutii de distribuție și avem 1416 corpuri de iluminat public. Problema este a acestor corpuri de iluminat, care este foarte învechită. Corpurile acestea de iluminat sunt unele din anii 60. Ați văzut și dumneavoastră, în special în zonele periferice, sunt doar niște pâlni de care este agățat un bec. Uneori spânzurat. Nu este. Eu n-am permis să montăm un asemenea bec de când mă ocup de iluminatul public. Nici nu vreau să dau vina pe alții. Important este că așa cum sunt, au rezistat până acum și poate este meritul becului și nu a celui care l-a montat. În zonele periferice avem sistemul de iluminat public pe principiul economic care funcționa acum 15-20 de ani în urmă, un stâlp, da, unul nu. Sigur că toată lumea acum vrea să aibă stâlpul la poartă și să ardă, să ilumineze un pic zona din fața porții. Este normal, presupun. Mentenanța este asigurată de firma SC Travel Electric SRL, știți cine, pe sistemul gestiune directe, conform legii 230 din 2006, adică legea serviciului de iluminat public și a legii 51 din 2006, legea serviciilor comunitare de utilități. Vreau să vă spun că noi am procedat corect, legal, am scos postul la PSA, nu s-a prezentat decât o singură firmă cu care vrem, nu vrem, lucrăm așa în condițiile care se poate. În luna noiembrie, la sfârșitul lunii noiembrie, am avut și o verificare din partea ANRSC, care ne-a prins cu totul descoperiți. Vă spun că ei ne-au solicitat niște măsuri de care habar nu aveam, fiindcă nu lucrase niciodată cu ele, dar le-am pus la punct în ședința anterioară, prin hotărârea de consiliu pe care dumneavoastră ați aprobat-o, adică e vorba de un regulament de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public, de un caiet de sarcini, de stabilirea modalității de gestiune, gestiunea directă, așa cum am spus, și de elaborarea unei strategii locale a serviciului de iluminat public, la care se lucrează în prezent. Acum, ce să vă zic, sistemul, rețeaua de iluminat public la Dernonea, știu că este din cele mai fericite. Ea este învechită cu un proporție de 60-70%. Nu vorbim de stâlpi, care normal sunt din beton și sunt pe pozițiile lor. Vorbim de restul. Celelalte componente care țin de iluminat public, adică lămpi de iluminat, becuri economice, fiabile, lămpi la fel de fiabile și sau nefiabile, dacă vreți, mai bine așa, de console, de aspectul estetic al iluminatului public. Sunt multe lucruri care trebuie luate în considerație din acest punct de vedere. Concret, deci pot spune că domnul primar, împreună cu serviciile de care dispune, are în vedere dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public la Dărmănești. Sigur, n-a intrat pe buget, pe investiția anul acesta. Avem și anul ăsta. Da, sigur. Dar oricum lucrăm la un proiect care se numește modernizarea sistemului de iluminat public la Dărmănești. Și concret se are în vedere demontarea și reciclarea și relocarea corpurilor de iluminat public, montarea de corpuri de iluminat public tip LED, adică din cele mai moderne, care au o putere între 30 și 82 de W, ele sunt foarte economice și au o durată lungă de funcționare. Din cauza aceasta de se preferă și dă și un aspect estetic zonei stradale.
De asemenea, modernizarea punctelor de aprindere. Sunt unele dintre ele, le schimbăm sau le aranjăm din un buton acolo care trebuie manevrat în funcție de oră. Oră de... Și mai mult decât atât, dacă s-a luat pe Ionovice, dacă s-a luat curentul cumva de la Ionovice, l-a luat peste cap și iar peste urmă și iar să curentul. Sunt după ziua asta? Da, ziua asta am de papie, dar cum am văzut, am văzut, era 8. Nu, vă spun ce era și cu pecul, schimba la sărături. După aceea, înlocuirea coloanelor de alimentare cu conductori de înaltă calitate. Avem zone unde mai avem încă conductori neizolați, ele fac atingere, mă rog, au oxidat în unele zone și mereu avem probleme cu rețeaua respectivă. E vorba de rețeaua din zona bisericii de la Plocu, mai avem și în zona Păgubeni, Îmbrătulești, mai avem de asemenea, deci și firul ca atare trebuie schimbat. Apoi, înlocuirea sistemelor de fixare, ancorare a brațelor pentru sporirea estetice stradale. Avem cei care lucrează la iluminat public, le spune cârje. Să știți că în unele zone pe stâlp chiar avem niște cârje. Nu avem o consolă din aceea frumos aranjată. Acum, ce să vă zic, până în momentul de față am mers pe un sistem în sensul că am solicitat cereri. Sigur, cererea este mai incomodă, dar este mai utilă pentru noi, că pe seama lor puteam face niște comenzi, să procurăm materialele necesare. Am mers și telefonic, chiar dacă ați, mă rog, nu întotdeauna merge sistemul acesta, fiindcă telefonic găsește pe doamna de la secretariat, dar omul trebuie să-i dea precis numărul, strada și să-i dea numele, strada și numărul, ca să știm unde trimitem om. Dar în anul acesta am mers pe alt sistem, adică mergem în zona, în cartier, vedem ce puncte de aprins becurile avem acolo, aprindem în toată zona becurile, le vedem care trebuie să înlocuite și... Adică, ce echipa... spune domnul vicepumar, dar să fim mai eficienți, am spus așa, domnule, nu mai așteptăm să sune omul sau... Sigur da, să aprinde, să... Și becul pe care l-ați dumneavoastră aprins acolo era în situația... Nu, da, becul care era la sărături... Și ne ducem, vedem... Ei lucrau ieri în zona Prătulești, în zona, știe, Paierele unde, în partea de sus, și de acolo o rețea este tocmai pe strada energiei, în zona Prătulești. În aici am avut rejur, domnul Rigiga. Păi nu, se lucra. Se lucra, adică... Se lucra, în 7 face comanda și la cărere. Exact, ce ziceți. Și e un lucru important. Spunea domnul viceprimar, avem 1400 și ceva de bani. Vă spune, 80% din astea n-au ce căutate. 80% sunt depășite din toate punctele de vedere. Noi am trecut, am schimbat 200 de lei. Anul ăsta am prevăzut în buget încă 300 de lei. 500. Anul viitor, dă Dumnezeu, mai punem ceva. În mare parte am spus străzile asfaltate, încercăm să le schimbăm și ați văzut că ne-a dus parte din ele. Dar, în paralel, am mers și cu, ce spunea domnul viceprimar, un proiect, se numește de telegestiune, pe care, dacă reușim să-l implementăm, rezolvăm foarte multe probleme, telegestiune. Fiecare lampă, la un dispecerat undeva, spune să arsă o problemă cu ea, sau poți să regla atunci intensitatea luminii. De la ora 12 noaptea până dimineața, ar becurile astea la intensitatea maximă și nu știu câtă eficiență are, da? Sau opritul dimineața, pornitul seara din telegestiune. E o variantă modernă, e la modă, foarte multe primării merg pe proiecte de genul ăsta, sunt scumpe, cu o finanțare din partea noastră undeva pe 10%, dar asta-i țintă. Iar lămpile pe care încercăm noi și le cumpărăm din bugetul local, se integrează în proiectul ăsta de telegestiune. Adică dacă... Să face economie, nu sunt mai consumate energie. Pentru că, să știți, costurile cu energia electrică au crescut foarte mult, mă refer la partea de iluminat public. Și atunci, noi nu putem să facem altceva decât să montăm niște lămpi care consumă puțin și să reușim să economisim. Dacă mergem cu becurile care le avem noi și care nu sunt prea economice, deci este intenția și l-am rugat pe domnul Cianuar să facă o informare, pentru că
am avut senzația luna trecută că nu se face nimic în iluminat. Așa e. Nu, nu vă informăm noi, poate e greșeala noastră că nu vă informăm, dar vă informăm și vă spunem. S-a făcut. Deci, este muncă. Deci, aseară am trecut pe strada Valea Odrului, pe adevăr s-a lucrat. La Cărănat. N-a funcționat iluminatorul în de zile efectiv la Cărănat. Dar ce am văzut? E de aici la Valea Ozului, la Țiganii, vechi de vechi, stâlp de stâlp, când se termină casele la Corbura, acolo nu mai e nicio lumină până la celelalte case unde e o altă casă. Deci, hai să pun, nu, da. Adică ce propun? Să ai o continuare a drumului, că omul vine până aici în lumină și dincolo intră într-o zonă până gata tot aici. Să mai pune măcar un vechi din... Pe partea de drum, știți că au fost montate lămpile alea pentru că avem camere video, au fost plane și... Da, am înțeles ideea, foarte bine. Da. E foarte bine. Intenția este pe toate străzile asfaltate. Să ducem strada până la capăt lumină. Pe toate străzile asfaltate, așa să punem lămpile. Și dacă intervenim cu orizont, cu ce avem noi pe acolo, eu aș încerca să vedem cât... Cât acoperi alea 300 de lăți sau cât putem noi cumpărăm anul ăsta, că la momentul ăsta suntem foarte, la aprobarea bugetului, suntem foarte, da, dar să vedem ce bani încasă în bugetul ăsta, că banii nu sunt la noi. Și dacă reușim să luăm 300, 200, 500 de lăți anul ăsta, toate străzile asfaltate, aș vrea să venim cu lăți noi. Deci, unde ziceți dumneavoastră, nu este lampă. Unde a fost lampă și nu ardea pe, au fost schimbați. Eu am întrebat seara și sunt niște goluri de iluminație. Vine copilul seara și se oprește în întuneric. Vreau să spun că o să mergem să punem lămpi și acolo unde se impun. Am înțeles, fac cere. Da, deci noi din lămpile, când schimbăm lămpile astea și punem lămpi noi, parte din alea care le dăm jos, mai repară, mai cărtim. Nu e o soluție. Dar le mai folosim bară, da? Și în zonele astea mărginașe, deci vreau să vă spun că anul trecut, prin schimbarea lămpilor noi, da, am mai pus încă vreo 100 ceva de lămpi în plus față de ce aveam înainte. Deci aveam 1300, aveam 1400, nu știu cât. Din anul trecut. Nu mai la străzile asfaltate, majoritatea. Deci pe străzile asfaltate le schimbăm, punem lămpi noi și alea care le dăm jos ne ducem spre periferie. Stai să vă spun eu, domnul Petre, eu vă spun și după aia îmi spuneți dumneavoastră. N-ați mai circulat noaptea, probabil în ultima săptămână, și vă spun că în plopul, dacă mă ascultați, domnul Petre, în plopul, toate lămpile, toate becurile ar, inclusiv astea de la pod în sat, cum spuneți dumneavoastră, mai puțin patru în tot satul, unde n-am avut lampă să... Și ziceți că de la pod, deci ulița de la Troiță, nu mă puțin, de la Troiță încolo și până la Cămin, știți cât de becuri au? Patru becuri. Toate am fost eu, am venit seara, de acolo... Eu zic că seara mergeți împreună și vedeți. Nu, dar era să-l mănânc eu pe ei, venea ele de la comandă, domnul Toma, nu râde? Eu am terminat, vreau să vă spun că în plopul am toate becurile, la fel în Păduben și o mare parte, jumătate și mulți ani, vreau să nu am. Eu aș vrea intenția noastră este clară de a veni în sprijin. Acolo unde sunt probleme, venim în sprijin și da, în măsura resurselor noastre. Mulțumim frumos. Domnul Mila, aveți cuvântul și 3 minute la dispoziție. Da, am înțeles foarte bine, dar știți ce ați greșit. Trebuia să începeți de când s-a deschis. Diverse, să spuneți 3 minute. Spuneți-mi până acum cine vorbește 3 minute și vorbește 3 minute. N-am de amintit ce ați vorbit, dar cred că mă forțați să vorbesc mai mult. Vreau să vă întreb câteva chestii. În ce stadiu este fabricat în Dărmărești? Că au trecut alea 9 luni. Da. Și nu s-a întâmplat logistic până acum nimic. Adică întâlnirile cu producătorii și oamenii de afaceri din Dărmărești trebuia să le facem deja, cred eu. Și ar trebui, dacă a venit rezoluția, ar trebui probabil deja organizat un gen de ca să promovăm acest fabricat la Dărmănești. Și logistic aveam toate. Acum nu mai știu dacă vorbiți dumneavoastră tot din alea 3 minute. Nu, cum e doamna președinte? Da. Vă rog și pe urmă am încă două chestii. Deci fabricat în Dărmănești. Ne-a venit de la OSIM, ne-a venit toate chestiile alea. Acum, după aprobarea bugetului, comandăm niște timbre din alea, da? Deci trebuie să... Deci a venit de la o simbă. A venit, nu avem plată, da? Deci nu știu, mi se pare că mai avem ceva de plată, ceva mai era de plată acolo, dar avem acea marcă înregistrată. Doi la mână ca să facem promovarea asta.
Ne-am gândit dacă facem promovarea, cum o facem? Chemăm, nu știu, producătorii bermănești și le dăm timbre sau ce. Nu. În perioada lunii mai, 12, 13 sau 11, da. Sâmbătă și duminică, la Dărmănești, vom face o manifestare aici, în piațeta din fața primăriei, un târg a produselor tradiționale care se adresează producătorilor de la Ghimeș până la Târgu Ocru. Și veți vedea aici oameni, nu știu dacă ați participat la Ghimeș, a fost târgul ăla de produse tradiționale, producători din fiecare localitate, împreună cu primari, cu consilieri locali, cu ansamblu de ce are el în comuna respectivă, prezenți la Dărmănești de două zile, da, să vedem cum se produce. Vom avea niște standuri montate aici. Am discutat și cu Gal Valea Muntelui și va fi în parteneriat cu noi. În târgul de animale vom avea cei care vor să vină cu animale să le prezinte acolo ce animale avem noi. Implicăm și Montesa, da, Asociația de Turism. E foarte important. Venim ca element de noutate pe toate standurile de producători din Dărmănești cu această, da, fabricat în Dărmănești, și noi să avem o discuție cu oamenii noștri, producătorii noștri. Uite, domne, ești producător, că mai avem și noi o problemă, fabricat în Dărmănești, dar ce pune la că ne întreabă? Adică noi avem o responsabilitate în moment ca autoritate care dăm această... Păi vedeți, da? aici intervine chestia care noi n-am acționat probabil la timp și ar trebui foarte urgent listați toți producătorii și anunțați de pe acum despre conținutul ca până atunci oameni să fie pregătiți și cu siguranță. Element de noutate. Suntem în, da? Februarie. Avem martie, aprilie. Vorbim de mai. Poate mai sunt persoane care până atunci s-au autorizau pe producția. Sincer, voiam să facem weekend-ul celălalt 18 sau 19-20, cu plan cu urcarea oilor la munte, pe 21 mai să urcă oile la munte. Dar este Paștele, Paștele, de zile, înălțarea la catolici atunci și au zis că ei nu pot veni și de asta am devansat o săptămână înainte, da. Dar mi-aș dori ca aici să fie o manifestare, vor veni prezenți de la Ministerul Agriculturii, de la Direcția de... Da, așa e normal. De la... Comitația de Bărăjitorului Bagătică, poate fi mari din zona respectivă. Oamenii din Parlament care sunt... Oamenii din Parlament, parlamentarii zonei. Da, deci va fi o... Aici vor fi niște sesiuni de comunicări în sala asta de ședințe. Okay. Să venim să discutăm, să ne prezinte fiecare, nu știu, poate unul dintre ei prezintă prostul. Dumnezeu, asta e brânză de la Ghimeș sau brânză de la Dărmănești sau nu știu de unde. Deci vor fi două zile de manifestări pe speța asta, în care acolo ne vom promova brandul nostru, da? Ca și localitate. Uite, domnule, ce am făcut noi, pentru că suntem siguri că cu treaba asta nu mai e nimeni. Da? Deci, legat de eveniment, cu siguranță veți fi informați. Lucrăm acum la un program. Doamna președinte, 3 minute, vedem că vorbesc pe un m-am oprit, da? O altă chestie. Nu cred că persoane care și-au făcut niște construcții în Valea Uzului, mă refer în zona Plandărei, Valea Uzului, au autorizație de la OAT Dărmănești. Nu. Și atunci s-a trimis vreo amendă? S-a trimis autorizație cu arhitectul șef și am solicitat acum se de obicei să mai strică să ne prezinte, să ne prezinte documentele care stau la baza, da? Până la acest moment nu avem un răspuns. Și o rugăminte? Da, avem un răspuns care spune că, atenție, pe care nu l-am la mine, spune primarul de la Sân Martin, da? Spune că ce e cu asta, că ce te țeacă, făcea postul primar, cred că se referea la Cojocaru, că avem tendințe expansioniste, am adresa. Spunea că avem tendințe, ce treabă avem noi, cum de ne-am permis noi să facem. Da, o să vă și preotul de la parohia Poiana și Sărătruc are în intenție ca toate bisericele, cum ar fi logic și normal și probabil obligatoriu de dorul cel mai scurt, să-și facă o capelă. Da. Omul de bun simț și cu multă dăruire vrea să-și facă un proiect, să atragă fond, să facă un fond. Este foarte interesant, m-am gândit-o, dar mă gândesc eu că noi, în cadrul OAT-ului, avem profesioniști a face proiectul și a găsi cât de cât. V-aș ruga, domnul primar, ca ordinator de credite și... Ordonator. Să ajutăm
și parohiile acestea de opăiană și sărătrupul, cu tot ce se poate, sau cu ce se poate, cu ce poate, proiect, cu, dacă se poate, dacă este, ce ține de noi, și mai mult decât și chiar cu fonduri, dacă este nevoie. Anul trecut am ajutat părintele. Această chestie este obligatorie. Și pe sărătrup, și pe partea de... A venit de la Vasul, deci acum așteptăm. Da? Deci, în primul rând, în primul rând. Acolo, nu știu dacă ați aminte, care a reglementat terenul. Părintele avea o hotărâre. În primul rând, avem un teren care este cumpărat de așa și sunt acte pe el. Pe partea asta chiar am zis că nu pe unde biserica. De la Valea de Cimitir este un teren cumpărat. Ca să extindă cimitirul. Deci cu siguranță v-a sprijinit toate și domnul... Ăsta este... Terenul este în proprietate, cu acte pe el. Ăsta ar trebui să rezolvăm și această problemă cu terenul de sub cimitir. Ai rezolvat, domnule, rezolvat. Da, am rezolvat-o. Terenul de sub cimitir, n-am dat hotărâri de consiliu. La Sălătru. Da, la Sălătru. Da, la Sălătru. Vorbesc și... Vorbesc de Păiană. La Păiană nu vorbesc și pe nică, dar noi am terenul de mine. Dacă ne mai puteți ajuta un pic, îmi țin un pic locul ăsta. Ce putem, da? Da. Gata? Să vedem și dacă se întâmplă ce aici. În discuțiile care le-am mai avut cu cetățenii, cu unii dintre ei, mi-au cerut anumite lucruri. La Brădulești. La munte de unde s-a terminat asfaltul, de la Micul Șuțul, atunci când s-a făcut asfaltul, s-a făcut tasarea terenului și cumva cu grezi au lucrat acolo și acum apa se duce în curtea oamenilor, știți? Ar trebui un autogreder sau ceva, e zăpadă din ploile și pe casă ne bate în jocul ăla. Nu e o lucrare atât de grea și nu suportă... Asta cred că după ce se usucă. Da, după, nu acum, dar vine primăvara. Și dacă e, da. Iar lucrătorii de la ajutor social, tot așa mi s-a spus, o sectorizare a lor. Și, adică pe zone să lucreze cu, și să răspundă de zona respectivă din cadrul lor. Da. Legat de ajutorul social, vreau să vă spun că ne gestionăm treaba aici intern destul de bine. Legat de ideea de a-i sectoriza, de a-i da. Acei oameni trebuie să fie coordonați de celălalt. Asta înseamnă eu scot jumate din primărie să-i trimis să-i sectorizeze, să stea unul cu ei și să le dea de lucru. Nu avem totdeauna, avem două, trei persoane care se ocupă de ei. Și atunci, mai eficient, ne ducem cu 20 sau 15 cât sunt într-o zi la muncă, ne-am dus într-un loc, stă ăla, îi coordonează acolo, a doua zi ne ducem în altă. Cu cât împarți mai mult, cu atât eficiența e mai sală. Da, am înțeles. La iluminatul public, unii se caină când au lumină, în alte zone prea arbe curile astea și plătim la primărie. Deci tot așa de Dumnezeu, unii au de toate alții. Da. Deci chiar de la rafinărie ardea pe timpul zilei până la podul Boiești. Da, v-a explicat de ce. Pentru că se lucra, da? Se lucra. Acum suntem, să știți, că am venit chiar, Doamne, vede unde cam lucrează. Lucrează, la și aia. Ce-am dorit? O comisie... pentru recepția lucrărilor care se execută. Deci am votat bugetul ăsta de venituri și... Nu l-ați votat, v-ați abținut. Ne-am abținut. Deci v-ați abținut, da? Și o comisie pentru recepția lucrărilor care se execută în cazul. Avem comisie, să știți că orice lucrare... Deci orice lucrare se face, aveți așa senzația că ascundem noi ceva? Nu, n-am zis. Așa, se înțelege, da. Vreau să vă spun că spre deosebire de ce ați făcut dumneavoastră și cei care au fost înaintea mea, toate cheltuielile sunt pe site-ul primării. Ascultați-mă pe mine. Ați văzut că am făcut comisia asta pentru angajare? Da, nimeni n-a făcut lucrul ăsta. Și a angajat pe ochi frumoși, că ăla și ăla, sau care venea cu găina. Așa s-a angajat. Și eu am zis, domnul, hai să facem. Eu v-am spus transparență. Dincolo de chestia asta, v-am spus, toate cheltuielile sunt pe site-ul primării, avem comisia asta, dacă vreți să spunem și din Consiliul Local, n-am niciun fel de treabă. Dar eu am impresia că este și din Consiliul Local. Nu supără pe nimeni. Dar nu numai când se termină lucrarea. Eu chiar vă recomand să vă duceți în timpul lucrărilor. Da. Să le vedeți, doamne, ce-am făcut. O situație lucrării, poți să o
Sigur că da, eu n-am absolut nimic de ascuns și de asta încerc să fiu foarte transparent, foarte deschis. De asta am spus toate cheltuielile să fie puse pe site-ul primării, lucru care nu s-a întâmplat până acum. Atenți, până în 2016 n-am făcut asta și le găsesc acolo. Poate mai uită, mai uită doamna contabil șef să mai pună câte o lună acolo, dar îi amintesc și le... Pentru ședința din martie 2018, vrea compartimentul taxe și impozite să ne dă o situație a măsării taxelor și impozitelor, adică arestaților, la... La ce? Persoane fizice și juridice. Restanță, 2017. Da. Păi, n-a spus statea, v-a spus într-o ședință anterioară că gradul de încasare 2017 a fost 216%. Da, eu sunt sigur că a fost 216%. Știți ce înseamnă asta? Că noi ne-am încasat mare parte din datoriile în 2017 și am mai încasat și din urmă alea care ne-am înseamnă. Și situația restanțiere. Da, restanțiere. Da. Acum, vă mai spun o chestie. Deci este, da, este prematur acum. Este prematur să discutăm de situație. Eu am văzut și am fost atent și la ședința trecută. Ai tu așa o senzație că dacă toată ziua îi chemăm pe ăștia și ne fac raportări situații, treaba e. Este prematur acum. Haideți să-i lăsăm, nu știu, pentru că oamenii au până la 31 martie. Da? Au 31 martie. Dar nu vorbesc de ăștia. Atenție. Omul când vine, atenție, omul când vine să-și plătească pe 31 martie, el dacă vrea să plătească cu reduceri, să aibă beneficii de reduceri, trebuie să plătească și coada, da? Și atunci, mulți dintre ei au 200 de lei de amintire. Nu vrea acum să-și plătească, plătesc la zero. După data de 31 martie, avem o imagine. Domnule, uite. Nu se până prin viitorul. Nu avem nicio treabă. Deci nu avem problema asta. Nu avem nicio treabă. Fără niciun fel de treabă. Și mai mult decât atât, v-am spus, consultați site-ul primării, găsiți acolo tot felul de lucruri. Legat de încasări, de ce facem. Adică eu, mai transparent de atât, nu știu ce să fac, să ies pe stradă și să stric ceva. Nu. Da, deci nu ascund absolut nimic. Atâta, mă. Mulțumesc. Eu ați intrat direct în problemă. Deci, pentru ședința din martie, vreau un proiect hotărâri din partea dumneavoastră, tot inițiază dumneavoastră cu toate. Are loc să ne inițiem noi. Da, puteți inițiază dumneavoastră. Partizarea cotelor de combustibil și autoturismului de care sunt. Ce să facem? Să? Un proiect de hotărâri. Da. Avem o hotărâri pe care ați aprobat-o dumneavoastră când erați în șapte. Nu, nicio problemă, dar se poate revedea și în modul în care se face justificarea acestui combustibil. Dumneavoastră a spus de, în momentul când ați cumpărat aici, care este lățimea terenului? Am să vă pun la dispoziție cadastru, că am văzut comentariul și cineva spunea acolo, nu dau cine, spunea că are 2 metri lățime calea ferată. N-are mai mult. Păi da, să vă citiți dumneavoastră pe net, că da, eu vă spun ce am citit și eu. Cineva care, domnul Cudurariu știe, a scris că are 2 metri lățime calea ferată. Și o spune și șosea, că eu mint cu minte ponta. Așa a spus că mint cu minte ponta, că noi nu avem ce... Sau drag, nu drag, scuzați-mă. A zis că mint cu minte dragă, că n-avem unde să punem șoseaua pe 2 metri. Vreau să vă dau da. Cunoaște? Deci, domnule, avem cadastru. Da, avem cadastru și vă pot pune la dispoziție cadastru și vă uitați dumneavoastră în fiecare zonă. Poate într-o zonă e mai lat, poate într-o zonă e mai îngust. Unul la mână, doi la mână. Și în stânga căi ferate și în dreapta căi ferate, primăria este proprietatea. Da? Despre ce vorbim? Deci noi terminăm de achitat acest drum, că nu l-am achitat încă. După aceea, o să trebuiască să facem o, îl intabulăm și facem un necesar. Băi, cât ne trebuie nouă pentru strada asta? 10 metri sau 12 metri, da? Am intabulat și diferența stângă în domeniul privat. Sigur că da, noi suntem și stânga și în dreapta. După care introducem un domeniu public. Și o să facem o stradă de 12 metri. Deci nu vă faceți probleme, că eu momentul, eu sunt foarte zgârcit la bani. Eu vă spun așa ca prieten, ținem cont de sunt foarte zgârcit și nu o să vă vedeți pe mine dând bani, deci dând bani aiurea pe nu știu ce. Deci asta e. Da, vă dau cadastru și vă uitați exact. Ați spus dumneavoastră privitor la strada orizontului. Dar tot dumneavoastră ați venit într-o ședință de Consiliu și ați spus, dumneavoastră, în momentul când au venit să asfalteze strada orizontului, cei care trebuia să asfalteze de la... firma, așa, ați mutat asfaltarea pe strada Chimiei, nu? Așa dumneavoastră ați spus. Confundați. Deci în momentul în care s-a pus problema să se refacă strada orizontului și numai orizontului și cea de-a mea acolo, ăștia au venit cu 150 de petece. Și au zis, pun un petec aici, pun un petec aici, pun un petec aici. Și din străzile alea făceau niște dalmațieni. Deci nu rezolva problema. Și a zis, domnule, uite, nene, uite care e nu te apuca să-mi pui 100.000 de petece. Pentru că erau numai de nivelări și nici nu era o soluție tehnică corectă.
Ce înseamnă PTC-le astea? Câte tone? 70, 20, 20 de tone, 30, nu știu cât le am în situație, da? Ia o bucată de stradă de la un capăt la altul și asfaltează. Și așa au făcut, nu mai știu care, ori strada de la Părintele Prepeliță, ori strada de la Energiei până în Chimie. Atât. Deci bucata aia, tonsonul ăla cap-coadă, este la capitalerii, numai atât au făcut. Atât, făcut. Atât. Deci toate cantitățile alea... Care veni de energie și până... Dole, una din ele. Ori aia de la domnul Părintele Prepeliță, și orice ala. Deci toate acele, atenție, noi am vorbit de cantități, toate acele petece pe care ei trebuia să le pună pe unde le aveau, care aveau un calcul acolo, rezulta nu știu câte tone. Și tonele alea au fost puse cap-coadă pe o stradă. Bun. Vreau ei cu o situație, cât s-o strâns în anul 2017 din taxa asta care se încasează, taxa de drum? Avem o situație, avem, o să vă spunem, nota să secretar și... Iar să se prezinte în martie, de acum o trecut destul în luni... Deja luna martie lucrăm doar pentru prezentarea un raport al poliției locale. Când n-a venit până acum să prezinte, deci noi am aprobat atunci salariul în iunie-iulie, și de atunci nici nu l-am mai văzut. De câte ori pe an doriți să faci rapoarte? Da, da, prezentat. Fără era mea personală. Deci am trebuit la toate. Am trebuit la toate. Să dezbate pe televizor. Repet, este prematur în primul serios, dar putem să ne apucăm de nu știu ce. Dar dacă țineți de aparat. Dar azi și în urmă 3 luni. De la raportul când l-o prezentat, dacă e așa, are 3 luni și în urmă. N-am nimic cu poate. Poate să facă raportul fără niciun fel de tare. De obicei, cum se face? Să vedem comparația. Nu din cauza că atunci am făcut o comparație. După 1000, 3 la 1000, 1000 la 1000. Să vedem acum, e aceeași termen de comparație. Deci după prima parte a anului, vă spun eu, că se văd niște lucruri, pentru că, uite, vă dau un exemplu acum. Mașina poliției locală stă în curte pentru că n-am avut bani să cumpăr o planetară, pentru că n-am avut buget. Dar n-ați făcut rău ca să facem. A dat un exemplu. A dreapta, nu știu. Tot așa, în ideea de a face lucrurile economii. Sunt de acord, fiecare serviciu, vreau să vă spun că în cursul anului 2018, fiecare serviciu pe care îl coordonez din primăria asta, va prezenta un raport de activitate. Cu siguranță. Da? Acum, momentul că e în martie, că e în iulie, pe asta, știți cum scrie în lege? Necesitatea revine și oportunitatea revine ordonatorului principal de pești. Deci, cu siguranță, veți avea un raport din partea fiecărui serviciu, da? Care să fie concludent, ancorat în realități, ce-au făcut aia? Că și eu mă interesează, și pe mine mă interesează să văd eficiența. Să știți că chiar mă uit în fiecare zi pe rapoartele lor de activitate. Să știți că față de alte perioade, săptămânal, fiecare angajat din primăria asta, face raport de activitate scris. Le am pe masă. Uitați, acum este raportul de activitate. Vinerea se prezintă rapoartele de activitate și pe mine nu mă poate minți nimeni. În raportul ăsta general pe care îl va face poliția locală în luna iunie sau în martie, nu poate să vină să spună povești. Pentru că eu am toate rapoartele lor în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună. Și eu am o situație foarte... Eu raportul lor de activitate l-am la zi în fiecare... Da? Și știu exact ce s-a întâmplat și ce... Da? E normal, vor fi prezentate acestea la poartă, fără nicio problemă. Domnul Sădurea, nu mai aveați întrebări. Mulțumim. Domnul Apetric, poftiți. Am intervenit cu domnul Buzata. Nu te-a intervenit cu altă problemă. Domnul Buzata, când intră, și domnul Buzata, când intră buldozerul, face o urmă în zapadă, mai ia de mea. S-a stracor. S-a stracor. Vă vedeați, domnul ăsta, sunteți mai inteligent, eu greșesc. Nu, domnule, dar... Nu, vă spun așa, rog, nu mă mai luați în persecuție. Nu mă așa. Credeți-mă, nu, eu și am spus că nu avem buldozer. Eu nu am buldozer. Am greșit, poate eu... Nu. De asta n-am crezut. Da, am greșit. Deci când se intre, se intre pe toate străzile, macarele principale și ulicile principale, mergi până în capăt. Sunteți de asta. A doua problemă care este. Dar spuneți deci, cum am intrat, spuneți cum am intrat pe acum. Am intrat acum, de mai oară, de drept acum, deci principală, până la apă greți. Pe ulicile da. Bun, iar la zăpadă mai mică. Alte probleme. Vă promit eu că dacă dă Dumnezeu și mai ninge, la ora 5 dimineața mă scol și veniți cu mine, da? Eu la ora 5 sunt pe drum. Eu sunt de la ora 5 sunt pe drum și eu văd pe unde intră care e. Bine, cu dumneavoastră nu mă duc. Da, păi iau, cu mine și... Nu de rămâne, trebuie să rămâne cu dumneavoastră. Da. Dar asta e problema. Altă dragă. V-am spus de atâtea ori și mai repede la ultima. Deci, sub pod, când intre microbuzul, deci o poleșe gala în cap și cealaltă în cap, drumul e un grup foarte mare, se răsoarnă, domnul primar, puneți teatru, vă rog. Am pus, doar, am pus și anul trecut. Nu-i pus acum, din recent, dar poate că... Acum nu, din anul trecut. Bun, foarte bine, sunteți bun și aici, corect, bun.
Altă problemă. Dar ați văzut, nu, văd? Nu, nu. Nu, anul trecut s-a lucrat la drumul ăla, s-a pus vreodată piatra acolo, deschidă. Unii, s-au pus. A, deci s-a pus. Da, dar s-au pus, dar în jurul iunie, cam așa. În iunie. Altă problemă. Când intră aterajul de asta acolo, de zebezerea, tot intră și iese de la plouă. Pe partea când se duce, duc oamenii la stație la Pomănești. Deci ea e propusă să merge la Germănești, în partea doamnă. Rog de zăbeziți partea stângă, carosanul. De fiecare dată. Nu o fost deloc, eu am intrat pe la genunchi. Iar mă contradice. Dacă ai o ținie, oamenii mi-au dat să fie șube. Te rog frumos să că eu spun o problemă care nu iau. O altă problemă, m-a mai spus, mulțumesc că ați adus stație. Deci mi-a propus foarte bun. Asta și la popular. Nu, a adus altă. Altă problemă. De partea dreaptă, către grobul, când mergem către Comănești pe stația asta aici, m-a spus că sunt niște grobi pe zonă primară. Deci nu mai intru microbuzele, au zis că nu vor să le oprească în stația acolo, pentru că n-ar să stea în stată să ia oameni. Deci sunt grobi adreci. Pune-ne și pe adreci acolo, vă rog frumos. Deci nu mai insist și nu mai reedim, dar dacă am spus o dată, nu mai zic. Nu, doamne, ferește, nu v-a fost în masă de nimic, sau de trețire,
ține într-o stare de asta conflictuală. În ideea de transparență, eu public și pe Facebook și pe astea, proiectele pe care le-am... Da, mi se pare ceva normal ca să vă dau. Pe mine ceva deranjat. Deci o doamnă care, din ceea ce scrie acolo, abar n-am cine este, o doamnă de bun simț, cu o educație cât de cât sănătoasă, a zis, sunt de acord cu proiectul ăsta, dar nu știu dacă este prioritar. Păi, și-au strâns o grămadă pe ea. La femeia este foarte clară și spune, doamne, v-am votat, domnule Toma. Doamne, n-am, dar eu nu particip la discuție. Am văzut în acest moment intervenit. Nu, dar pe mine m-a deranjat că după aia, din discuția de la șoseaua de centură, cum așa, cine erau vinovați? Erau PSD-iști. Nu e adevărat. Nu o luați așa, pentru că n-are chiar n-are nicio treabă. Nu. Ce vreau să punctez eu? Ce vreau să punctez eu, domnule primar? Noi lucrăm acum sunt 2 ani. De când lucrăm împreună. Presupun că, în afară de câteva cazuri, cum a fost cel de buget, cu bugetul de astăzi, iar eu m-am abținut să-l votez tocmai din cauza faptului că nu am văzut satul pe niciun proiect acolo. Pentru asta am fost, acum, nu cum a... Acum... Consilierii PSD nu v-au frânat în activitatea dumneavoastră nici într-un caz. Vreau să spun un lucru legat de abținerea. E dreptul oricărui consilier să se abțină, să voteze pro contra. În schimb, când au fost proiecte pentru candidatul pe care tu îl reprezinți, cu acele, cred că cu proiectele din Poiana în început, cu acele șanțuri, frigole betonate, toți ceilalți au fost de acord. Da? Voturile la oameni, toți ceilalți consilieri, vorbesc de toți, au fost de acord. Când a fost proiect legat de, nu știu, de podul de la toți consilierii au fost de acord. Nu trebuie să privim, mulțumit. Da, nu trebuie să privim, atenție, nu trebuie să privim punctual. Anul ăsta avem niște proiecte. Anul viitor vom avea altele. Anul trecut am avut altele. În ce situație ești tu dacă în luna august, să zic, vom depune proiectul cu asfaltările din Poiana? Ce ar trebui să facă ceva să spună? Ce ar trebui ceva să spună? Doamne, nu votez că nu sunt... Fiți convins în această ședință de Consiliu și tot de pe blogul ăsta unde mă apă aici, dacă mă voi mai fi consilier, voi o să... Ideea este că nu trebuie să fim părtinitori. Eu am încercat să facem câte ceva în fiecare cartier. Și lucrurile încep să se vadă și faptul că, și de-aia am insistat pe ideea, oameni buni, 45% din banii care noi îi strângem se duc pe investiții. Este... Vă spun, nu e o laudă, ci este o realizare dacă reușim să strângem banii ăștia și să facem investițiile aia. Uitați-vă, vă rog, repet. Vă dau o soluție. Din 5.000 mile de la diverzi la proiecte, 100, să zic așa, și vedeți. Ăla este proiectul european. Eu n-am cum să mă duc să iau lucrurile. Dar bineînțeles, pe penetrare, oameni buni. Înseamnă că doamna... Oameni buni, despre ce vorbim? Doamna... Trebuie să fie mai explicit. Deci, proiectul la proiectul este proiect aprobat prin PNDL. Deci știți cu cât venim noi acolo? La 4 km și jumătate de drum. Noi venim cu 2 miliarde. Deci, atât e contribuția noastră. 48 de miliarde. Întrebați-vă pe mine dacă nu punem noi acolo. Dar nici nu aveam de unde să punem 50 de miliarde să asfaltăm drumul ăla. Sunt fonduri europene. Deci un asterisk frumos și un așa e bugetul. Deci, eu întrebați-mă unde și noi rezultatele... Dar a trecut bugetul? Cum? A trecut bugetul? Sigur că da. Așa că nu mai este. Dar vreau să vă spun ceva. Rezultatele, dacă sunt bune, da, sunt ale echipei. Pentru că toți facem parte din Consiliul Local și vă spun eu, după 4 ani de zile o să tragem în linie și o să spunem, băi, în mandatul ăsta de 4 ani am reușit să facem asta pentru că lucrurile făcute rămân. Nu, dar mi-ar plăcea dumneavoastră sau cei care sunt în apropierea dumneavoastră să spună, bă, totuși, oamenii ăia de la PSD nu au fost o frână, o se întâmplă de alte primări, că mai cinci. Asta în cazul care nu am început campania electorală. Eu n-am început campania, n-am nicio treabă, dar mă așteptam astăzi pe felul cum am gândit bugetul, pe felul cum investim, pentru că mie mi-era foarte ușor să fac ce s-a făcut înainte. Adică să mă duc cu 80-90% în cheltuială de funcționare, să nu pun oamenii angajați din primărie în cap și să le măresc salariile cum au făcut alții, da? Noi am mărit salariile în iulie, fiecare a câștigat cât a câștigat și am ținut cât de cât salariile care nu sunt mici, constante, da? Sau le-am scăzut, cum este cazul doamnei, da? Cazul doamnei a scăzut, ca să avem niște bani de investiții. Pentru asta am făcut. La demnitare a scăzut că aveau 300 de milioane și doamna își permite. N-avea să luați de la unul care are 2 milioane. Da.
Deci, unii au scăzut. Dar, ce vreau să vă spun? Ideea este că îmi doresc să rămână lucruri după mandatul meu, cel puțin, da? Ce a fost ca și consilier, faptul că anul, sau până acum am închis cu 5 km de asfalt, plus o realizare care nu poate contesta nimeni, faptul că anul ăsta am propus încă 5 km, nu poate contesta nimeni, faptul că am reușit să cumpărăm baza aia sportivă, nimeni nu poate să... Da? Deci noi, în anul care am închis, am cumpărat peste 70.000 de metri pătrați de pământ. 40.000 de aici și cu 33.000 de acolo, 70.000. Dați-mi un exemplu, în ultimii 4 ani, în care s-a cumpărat ceva. Cu excepția terenului care a fost la stația de epurare acolo, n-a cumpărat primăria un metru pătrat. Noi cumpărăm. Asta ce înseamnă? Că vrem să ne dezvoltăm. Asta ce înseamnă? Că intenția noastră este să ridicăm comunitatea. La ultimii 4 ani s-a mai făcut grădinița cu program prelungit, s-a făcut... Suntem la diverse acum, am zis, bine, a rămas în primărie, foarte mulți bani. Toate proiectele care le-a făcut în 2016, din banii care i-a lăsat PSD-ul. Toate proiectele care le-a făcut în 2017, din banii care i-a lăsat PSD-ul. Frate, ce dracu, suntem în clasa a treia și credeți că suntem... Am fost proiecte care s-au derulat, asta poate ar fi. Nu știu ce e. Totdeauna s-au derulat. Deci, nu este asta. Nu, 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 că PSG, mandatele trecute, PSD-ul n-a făcut nimic. Și-o mai extrodificat domnul Vasile, sincer. Haideți să discutăm în ce... Nu, dar știți, să dăm o spunătă mare. Deci, că am fost în ce atunci. Domnul primar, ce se doare? N-aș vrea să comentăm părerile unor. Nu, domnul primar, știți ce mă doare? Nu doare faptul că știu, și știu foarte bine, nici eu și nici colegii mei nu v-au frânat. Și am indicat, iar lumea nu știe. Iar lumea nu știe că din aceste două degete, noi aprobăm anumite lucruri. Dar atenție, ați votat anumite hotărâri, nu știu, 80%, 90%, ați votat altele nu, cum a fost astăzi pe buget. Adică dacă eu mă duc și spun, nu știu, au fost mai mulți oameni care au zis, da, domnule, hai să votăm. Dar dacă mai mulți oameni nu înțelegeau că este oportun să investesc 40%, 45% din buget în investiții și s-ar ținau cum v-ați ținut dumneavoastră, nu trecea bugetul. Exceptând și nu făceam 5 km sau ce ne-a propus. Exceptând bugetul de astăzi, în proporție de 99,9%, consilierii PSD au votat proiectul. Eu mă bucur. Acum știți ce mi-aș dori eu foarte mult? Să, dincolo de acele teme de casă politice care unii sau alții mi le dau de la centru de acolo. Domnule, nu votați aia, stați în putut. Pentru că și eu am văzut cum se pune program. Noi trebuie să fim și dumneavoastră să fiți aici foarte cerebral, pentru că noi lucrăm pentru comunitate. Nu un telefon de la Bacău sau de la nu știu unde ne spune, domnule, dă-mi cap la primar, nu fi de acord cu investiția aia. Nu ne ajută asta. Pentru că la un moment dat, sunt cuvânt de onoare, eu nu am cunoștință sau nu mi-a spus cineva vreodată, domnule, trebuie să votezi. Am văzut câtă reținere ați avut când s-a votat partea aia cu gunoiul, știind foarte clar că era o obligație, nu aveam niciunde, nici în stânga, nici altă. Toți stăteați așa ca niște fete mari, liniștiți, nu știu ce. Da? Pentru că cineva a fost bărbat și l-am apreciat foarte în condițiile în care domnul președinte al Consiliului Județean Brașoveanu fusese la el cu o zi înainte, mi-a spus, domnule, toată lumea trebuie să voteze, eu vorbesc cu băieții de la pentru că e o prioritate. Vin de acolo și voi la dumneavoastră și toată lumea. Mulțumesc, gata, oprim. Mulțumesc. Da? Adică o secundă mare, domnul Moiseu. Da. Anul trecut am cerut într-o cerere scrisă, bineînțeles, spre îngrijire un teren lângă cimitirul catolic. Nu se dau prin cerere scrisă teren spre îngrijire. Tu, în calitate de consilier local, știi foarte clar care e procedura. Deci nu spre folosire, să ținem cont. Nu avem terenul spre folosire. Nu avem. Noi avem terenul spre închiriat sau spre concesiune. Tu ce ai cerut acolo, e imediat. Adică să vin să-ți fac o dedicație, să mai ne trezim. Nu, vă spun imediat și de ce. La ora actuală, în zona respectivă, sunt o grămadă de gunoaie. Dacă vedeți și acolo, vă ziceți. Da.
am cerut tot în cea respectivă să se pună măcar un, o pancardă prin care să specifice clar aruncarea gunoaielor interzise. Deci de-aia n-am dat curs la nici dar partea a doua ridicat. Bine, foarte bine să știu eu. Dacă-i văzut cineva, la părâns să nu și-a rezolvat. Atenție! Lângă brăul ăla, dacă plouă acum, nu poți să fii așa. Toate gunoaile. Deci noi avem o hotărâre de Consiliu care spune așa. Aruncarea gunoaielor pe domeniul public sau privat e amendă. Nu trebuie să-i pun omului... Omului trebuie să-i punem în ziua de azi. Le punem acele anunțuri ca să le amintim că vine amendă. Dar pe care l-am prins... Pe care l-am prins la moment, dar nu stăm, să știți că nu stăm, să, dacă n-are parcă... Dacă nu îi arăți de două ori același. Nu, o să mai punem. Știți care e problema cu anunțurile astea? Le fură ăștia imediat. Azi le pui mâinile aia. Am pus și pe da, am pus și pe care place. Speram să nu se întâmple. Da. Ce măsuri se pot lua pentru curățarea pădurii de acolo? Da. Pentru că deja este încundat pădurul. Deci, dacă plouă cumva în fiecare mai tare. În primul rând, cea mai bună măsură este să amendăm de cei care aruncă. Și lucrăm la treaba asta. Și uite, raportul care o să vedeți pe poliția locală, o să vedeți că are activități. Doi la mână, pentru că noi sunt atât de mulți care aruncă, cât noi nu avem suficient oameni care să strângă. Doi la mână. Punctual, în fiecare zi, avem acțiuni de sanitizare. Pe diverse, pe lucră, da. Pe lucră, numai de pe zona asta a, nu, a gârlei morii, sau cum zicem noi, da, doamne, pe gârla morii, nu știu dacă ați văzut aici în față, sunt niște, sunt niște containere din astea de bidoane de plastic, pentru bidoane de plastic, da, spate acolo. Da. Deci am strâns vreo două camioane de bidoane de plastic, numai de pe zona gârlei morii. Și în continuare, ceva să continuare le strângem, în continuare. Gârla morii, trebuie să știm ce ne-a văzut. Ca o casă din făcutii până în gârlă, tot aia din zona. Problema și scare vine de pe pârâu, voi știți de unde vine tot felul de gunoi și se strâng undeva. Acolo erau multe de bidoane de plastic, deci peste doi. Deci primul, cea mai bună măsură este aia cu ircitină. L-ai prins, i-ai dat la mine. A doua este aia de strângere și așa mai departe, de prevenire. Eu am spus și în ședința trecută că, înainte de Paște, vom avea luna curățării și fiecare ne puteam în zona aștept. Fiecare ne la fondul de activitate pentru anul trecut îmi trebuie până la ședința de luna martie, când trebuie să-l pun pe site-ul primăriei și să-l publicăm. Deci raportul 1 ianuarie 31 decembrie 2017. Mi-ați dat anul trecut în urma controlului de la prefectură, doar pe perioada aia de când ați fost validați, până în iunie anul trecut. Iar acum trebuie să intrăm tot anul 2017. Acum arăți un pic, da? Cu paranteză. Asta e ca măsură când asta ați urmă rapoartă la aștept. Știi? Doamna secretară, ia să ceri și un rapoart. Foarte bine, bine, bine. E ilegal, e o chestie. Obligație și e o problemă. Deci pe fostul teren. Da. Și vă rog să interveniți cu niște zgurături. Ceva. Și intrarea și ieșirea. Plus la porțile oamenilor s-au făcut niște gropi. E noroi. Pe terenul ăla. Da, da, vă rog. Asta e singura problemă. Aici mi-a fost și unul și mai aprobat. Ce a zis, da? Nu, ați dedicat 3-2. Haideți. Sincer, am văzut că e scurt, dar văzut. Păi, pe asta i-a schemat mai mult, ceea ce-i dar vedeți alte ce, băieții de alte, ce consiliere, ce... Păi, dar văd că vorbește la... La podul de la Sărătruc, acolo la Bradu. Deci, anul trecut s-a reparat pe pod, nu? Tot, s-a vopsit, s-a vorbit, nu știu ce. După 50 de ani de la ultima reparație, mai precizarea asta. Numai să vă spun, din remorci cu material lung, în loc să se înscrie acolo, el face curba de asta în BMW. Au rupt iar toate astea. Acum iar de fără în podul. Mai să fie și tot la BMW. Ar trebui pus acolo mașinile cu gabarit mare. S-a sutut că se întoarcă. Întrebați poliția locală. Ne vedeți în jucăturile. Știu băieții de la poliția locală. Depinde dacă nu am făcut. Anul trebuie s-a făcut. Trebuie s-a reparat. Dar poți să spun că chiar toate școalele la... Materialele nostru, 18 metri și nu se calmează. Și normal nu fi podul. Că doar noi podul. Ăștia vă spun eu că le dau termine ca să vă ieși. Nu, dar numai să vedeți. Trebuie, da. Un stâlp la Iosu Ștefan. A depus el aici la primărie. Am ridicat eu de-aia teori probleme. Tot se face extinderea pe stâlp. Este strada aia de acolo care duce unde am făcut și romanță. Nu se
întunecoasă strada cea de acolo. Domnule, acum legat de stil, e foarte ușor, doar le trebuie un stil. Noi acolo ne trebuie un proiect de extindere, că n-am cum să mă duc să pun stil, că nu mi-l ia nimeni în cap. Eu trebuie să fac un proiect de extindere așa cum fac așa la păcute. Deci, trebuie să am un proiect de extindere, o lungime de stil. Haideți să facem un nou primar, de atâta timp. Hai să facem, dar ne întoarcem la buget. L-ați aprobat bugetul? Să participare în seara.